Cartea întâi a Cronicilor. Capitolul 1. Adam, Set, Enoș, Kenan, Mahalaleel, Yered, Enoch, Metușelah, Lemec, Noe, Sem, Ham și Iafet. Fiii lui Iafet: Gomer, Magog, Madai, Yavan, Tubal, Meșec și Tiras. Fiii lui Gomer: Ashkenaz, Difat și Togarma. Fiii lui Yavan: Elisha, Tarsisa, Kitim și Rodanim. Fiii lui Ham: Cuș, Mitzraim, Put și Canaan. Fiii lui Cuș: Saba, Havila, Sabta, Raema și Sapteca. Fiii lui Raema: Seba și Dedan. Cuș a născut pe Nimrod. El a început să fie puternic pe pământ. Mitzraim a născut pe Ludim, Ananim, Lehabim, Naftuhim, Patrusim, Casluhim, din care au ieșit filistenii și caftorimii. Canaan a născut pe Sidon, întâiul lui născut, și pe Het, și pe Iebusiți, Amoriți, Girgasiți, Heviți, Archiți, Siniți, Arvadiți, Țemariți, Hamatiți. Fiii lui Sem: Elam, Asur, Arpacșad, Lud și Aram. Uț, Hul, Geter și Meșec. Arpacșad a născut pe Shelah și Shelah a născut pe Eber. Lui Eber i s-au născut doi fii, numele unuia era Peleg, pentru că pe vremea lui s-a împărțit pământul, iar numele fratelui său era Ioctan. Ioctan a născut pe Almodad, pe Shelef, pe Hațarmavet, pe Ierah, pe Hadoram, pe Uzal, pe Dicla, pe Ebal, pe Abimael, pe Seba, pe Ofir, pe Havila și pe Iobab. Toți aceștia au fost fii ai lui Ioctan. Sem, Arpacșad, Shelah, Eber, Peleg, Rehu, Serug, Nahor, Terah, Avram, adică Avraam. Fiii lui Avraam: Isaac și Ismael. Iată sămânța lor: Nebaiot, întâiul născut al lui Ismael, Kedar, Adbeel, Mibsam, Mishma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafish și Kedma. Aceștia sunt fiii lui Ismael. Fiii Keturei, țiitoarea lui Avraam: ea a născut pe Zimran, Iocșan, Medan, Madian, Ișbac și Șuah. Fiul lui Iocșan: Seba și Dedan. Fiul lui Madian: Efa, Efer, Enoch, Abida și Eldaa. Aceștia sunt toți fiii Keturei. Avraam a născut pe Isaac. Fiul lui Isaac: Esau și Israel. Fiul lui Esau: Elifaz, Reuel, Ieuș, Iaelam și Core. Fiii lui Elifaz: Teman, Omar, Cefi, Gaetam, Kenaz, Timna și Amalek. Fiii lui Reuel: Nahat, Zerah, Shama și Miza. Fiii lui Seir: Lotan, Shobal, Tzibeon, Ana, Dishon, Ezer și Dishan. Fiii lui Lotan: Hori și Homam. Sora lui Lotan: Timna. Fiii lui Shobal: Alian, Manahat, Ebal, Shefi și Onam. Fiii lui Tzibeon: Aia și Ana. Fiul lui Ana: Dishon. Fiul lui Dishon: Hamran, Eshban, Itran și Cheran. Fiul lui Ezer: Bilhan, Zaavan și Iaakan. Fiul lui Dishan: Uț și Aran. Iată împărații care au domnit în țara Edomului înainte ca să fi domnit un împărat peste copiii lui Israel: Bela, fiul lui Beor. Numele cetății lui era din Haba. Bela a murit și în locul lui a domnit Iobab, fiul lui Zerah, din Boțra. Iobab a murit și în locul lui a domnit Hușam, din țara Temaniților. Hușam a murit și în locul lui a domnit Hadad, fiul lui Bedad. El a bătut pe Madian în câmpia Moabului. Numele cetății lui era Avit. Hadad a murit și în locul lui a domnit Samla, din Masreca. Samla a murit și în locul lui a domnit Saul, din Rehobot, pe râu. Saul a murit și în locul lui a domnit Baal Hanan, fiul lui Acbor. Baal Hanan a murit și în locul lui a domnit Hadad. Numele cetății lui era Pahi și numele nevestei lui era Mehetabel, fata lui Matred, fata lui Mezahab. Hadad a murit. Căpeteniile Edomului au fost: căpetenia Timna, căpetenia Alia, căpetenia Yetet, căpetenia Oholibama, căpetenia Ela, căpetenia Pinon, căpetenia Kenaz, căpetenia Teman, căpetenia Mibțar, căpetenia Magdiel, căpetenia Iram. Acestea sunt căpeteniile Edomului. Capitolul 2. Iată fiii lui Israel,
Ruben, Simeon, Levi, Iuda, Isahar, Zabulon, Dan, Iosif, Beniamin, Neftali, Gad și Asher. Fiii lui Iuda, Er, Onan, Shela. Acești trei s-au născut din fata lui Shua, cananită. Er, întâiul născut al lui Iuda, era rău înaintea Domnului care l-a omorât. Tamar, nora lui Iuda, i-a născut pe Pereț și Zerah. Toți fiii lui Iuda au fost cinci. Fiii lui Pereț, Hețron și Hamul. Fiii lui Zerah, Zimri, Etan, Heban, Calcol și Dara. De toți cinci. Fiii lui Carmi au fost Acar, care a tulburat pe Israel când a săvârșit-o fără de lege cu privire la lucrurile care trebuiau nimicite cu desăvârșire. Fiul lui Etan, Azaria. Fiii care s-au născut lui Hețron au fost Ierahmeel, Ram și Chelubai, Caleb. Ram a născut pe Aminadab. Aminadab a născut pe Nahshon, domnul fiilor lui Iuda. Nahshon a născut pe Salma. Salma a născut pe Boaz. Boaz a născut pe Obed. Obed a născut pe Isai. Isai a născut pe Eliab, întâiul lui născut, pe Aminadab al doilea, pe Shimea al treilea, pe Netaneel al patrulea, pe Radai al cincilea, pe Oțem al șaselea, pe David al șaptelea. Surorile lor erau Țeruia și Abigail. Fiii Țeruiei au fost Abishai, Ioab și Asael, trei. Abigail a născut pe Amasa. Tatăl lui Amasa a fost Ieter, ismaelitul. Caleb, fiul lui Hețron, a avut copii cu nevastă sa Azuba și cu Ieriot. Iată fiii pe care i-a avut cu Azuba, Iesher, Șobab și Ardon. Azuba a murit și Caleb a luat pe Efrat, care i-a născut pe Hur. Hur a născut pe Uri și Uri a născut pe Bețaleel. În urmă, Hețron a intrat la fiica lui Machir, tatălui Galaad, și avea 60 de ani când a luat-o. Ea i-a născut pe Segub. Segub a născut pe Iair, care a avut 23 de cetăți în țara Galaadului. Gheșuriții și sirienii le-au luat târgurile lui Iair cu Kenatul și cetățile care țineau de el. 60 de cetăți. Toți aceștia erau fiii lui Machir, tatălui Galaad. După moartea lui Hețron la Caleb, frata, Abia, nevastă lui Hețron, i-a născut pe Ashur, tatălui Tecoa. Fiii lui Rahmeel, întâiul născut al lui Hețron, au fost Ram, întâiul născut, Buna, Oren și Oțem, născuți din Ahia. Ierahmeel a avut o altă nevastă numită Atara, care a fost mama lui Onam. Fiii lui Ram, întâiul născut al lui Ierahmeel, au fost Maaț, Yamin și Eker. Fiii lui Onam au fost Shamai și Iada. Fiii lui Shamai, Nadab și Abishur. Numele nevestei lui Abishur era Abihail și ea i-a născut pe Ahban și Molid. Fiii lui Nadab, Seled și Apaim. Seled a murit fără fii. Fiul lui Apaim, Ishei. Fiul lui Ishei, Sheshan. Fiul lui Sheshan, Ahlai. Fiul lui Iada, fratele lui Shamai, Ieter și Ionatan. Ieter a murit fără fii. Fiul lui Ionatan, Pelet și Zaza. Aceștia sunt fiii lui Ierahmeel. Sheshan n-a avut fii, dar a avut fete. Sheshan avea un rob egiptean numit Iarha. Și Sheshan a dat pe fiică-sa de nevastă robului său Iarha. Ea i-a născut pe Atai. Atai a născut pe Natan. Natan a născut pe Zabad. Zabad a născut pe Eflal. Eflal a născut pe Obed. Obed a născut pe Jehu. Jehu a născut pe Azaria. Azaria a născut pe Haleț. Haleț a născut pe Elasa. Elasa a născut pe Sismai. Sismai a născut pe Shalum. Shalum a născut pe Iecamia. Iecamia a născut pe Elishama. Fiul lui Caleb, fratele lui Ierahmeel. Mesha, întâiul său născut, care a fost tatălui Zif, și fiul lui Mareșa, tatălui Hebron. Fiul lui Hebron, Coret, Apuah, Rechem și Shema. Shema a născut pe Raham, tatălui Iorcheam. Rechem a născut pe Shamai. Fiul lui Shamai, Maon, și Maon, tatălui Bet-Tsur. Efa, țiitoarea lui Caleb, a născut pe Haran, Moța și Gazez. Haran a născut pe Gazez. Fiii lui Iahdai, Regem, Iotam, Gheșan, Pelet, Efa și Shaaf. Maaca, țiitoarea lui Caleb, a născut pe Sheber și Tirhana. Ea a mai născut pe Shaaf, tatălui Madmana, și pe Sheva, tatălui Macbena, și tatălui Gibea. Fata lui Caleb era Axa. Aceștia au fost fiii lui Caleb. Șobal, fiul lui Hur, întâiul născut al Efratei, și tatălui Chiriat Iarim. Salma, tatălui Betleem. Haref, tatălui Bet Gader. Fiii lui Șobal, tatălui Chiriat Iarim, au fost
Haroe, Hații Hamenuhot. Familiile lui Kiriat Iarim au fost Ietriții, Putiții, Șumatiții și Mișraiții. Din aceste familii au ieșit Soreatiții și Eștaoliții. Fiii lui Salma, Betleiem și Netofatiții, Atrot Betioab, Hații Hamanahti, Țoreiții, și familiile cărturarilor care locuiau la Iebeț, Tireatiții și Meatiții și Sucatiții. Aceștia sunt cheniții ieșiți din Hamat, tatăl casei lui Recab. Capitolul 3. Iată fiii lui David care i s-au născut la Hebron. Întâiul născut Amnon cu Ahinoam din Israel, al doilea Daniel cu Abigail din Carmel, al treilea Absalom fiul Maachei, fata lui Talmai, împăratul Geșurului, al patrulea Adonia fiul Hagitei, al cincilea Șefatia cu Abital, al șaselea Itream cu nevastă sa Egla. Acești șase i s-au născut la Hebron. El a domnit acolo 7 ani și 6 luni, iar la Ierusalim a domnit 33 de ani. Iată cei ce i s-au născut la Ierusalim: Shimea, Șobab, Natan și Solomon, 4 cu Batșua, fata lui Amiel, Ibhar, Elishama, Elifelet, Noga, Nefeg, Iafia, Elishama, Eliada și Elifelet, 9. Aceștia sunt toți fiii lui David, afară de fiii țiitoarelor. Și Tamar era sora lor. Fiul lui Solomon, Roboam, Abia fiul său, Asa fiul său, Iosafat fiul său, Ioram fiul său, Ahazia fiul său, Ioas fiul său, Amația fiul său, Azaria fiul său, Iotam fiul său, Ahaz fiul său, Ezechia fiul său, Manase fiul său, Amon fiul său, Iosia fiul său. Fiii lui Iosia, întâiul născut, Iohanan, al doilea Ioachim, al treilea Zedechia, al patrulea Shalum. Fiii lui Ioachim, Ieconia fiul său, Zedechia fiul său. Fiii lui Ieconia, Asir, al cărui fiu a fost Shealtiel, Malchiram, Pedaia, Șenațar, Iecamia, Hoșama și Nedabia. Fiii lui Pedaia, Zorobabel și Shimei. Fiii lui Zorobabel, Meșulam și Hanania, Shelomit, sora lor, și Hașuba, Ohel, Berechia, Hasadia, Iushab, Hesed, 5. Fiii lui Hanania, Pelatia și Isaia, fiii lui Refaia, fiii lui Arnan, fiii lui Obadea, fiii lui Shecania, fiul lui Shecania, Shemaia, fiii lui Shemaia, Hatuș, Igeal, Bariah, Nearia și Șafat, 6. Fiii lui Nearia, Elioenai, Ezechia și Azricam, 3. Fiii lui Elioenai, Hodavia, Eliashib, Pelaia, Acub, Iohanan, Delaia și Anani, 7. Capitolul 4. Fiii lui Iuda, Pereț și Hețron, Carmi, Hur și Șobal. Reaia, fiul lui Șobal, a născut pe Iahat, Iahat a născut pe Ahumai și Lahad. Acestea sunt familiile țoreatiților. Iată scoborătorii tatălui lui Elam, Israel, Ishma și Idbaș. Numele sorei lor era Hațelelponi. Penuel era tatălui Gedor și Ezer tatălui Hușa. Aceștia sunt fiii lui Hur, întâiul născut ale fratei, tatălui Betleem. Ashur, tatălui Tecoa, a avut 2 neveste, Helea și Naara. Naara i-a născut pe Ahuzam, pe Hefer, pe Temeni și pe Ahaștari. Aceștia sunt fiii Naarei, fiii Helei, Țeret, Tsohar și Etnan. Coț a născut pe Anub și Hațobeba și familiile lui Aharhel, fiul lui Harum. Iaebeț era mai cuvază decât frații săi. Mamă sa i-a pus numele Iaebeț, trist, zicând, pentru că l-am născut cu durere. Iaebeț a chemat pe Dumnezeul lui Israel și a zis, dacă mă vei binecuvânta și îmi vei întinde hotarele, dacă mâna ta va fi cu mine și dacă mă vei feri de nenorocire, așa încât să nu fiu în suferință. Și Dumnezeu i-a dat ce ceruse. Chelub, fratele lui Șuha, a născut pe Mechir, care a fost tatăl lui Eshton. Eshton a născut casa lui Rafa, Paseah și Techina, tatăl cetății lui Nahaș. Aceștia sunt bărbații de la Reca. Fiul lui Kenaz, Otniel și Seraia, fiul lui Otniel, Hatat. Meonotai a născut pe Ofra, Seraia a născut pe Ioab, tatăl văii lucrătorilor, căci erau lucrători. Fiul lui Caleb, fiul lui Iefune, Iru, Ela și Naam, și fiul lui Ela și Kenaz.
fiii lui Jehaleleel, Zif, Zifa, Tiria și Asareel, fiii lui Ezra, Yeter, Mered, Efer și Alon. Nevasta lui Mered a născut pe Miriam, pe Shamai și pe Ișpah, tatălui Eștemoa. Nevastă sa Iudeica a născut pe Ered, tatălui Gedor, pe Eber, tatălui Soco, și pe Iecutiel, tatălui Zanoah. Aceștia sunt fiii Bitiei, fata lui Faraon, pe care a luat-o Mered de nevastă. Fiii nevestei lui Hodia, sora lui Naham, tatălui Kehila, Garmitul și Eștemoa, Maacatitul. Fiii lui Simon, Amnon, Rina, Ben Hanan și Tilon. Fiii lui Ișei, Zohet și Ben Zohet. Fiii lui Shela, fiul lui Iuda, Er, tatălui Leca, Laeda, tatălui Mareșa, și familiile casei unde se lucrează pânza, din casa lui Așbea. Și Iochim, și oamenii lui Cozeba, și Ioas, și Saraf, care au stăpânit asupra Moabului, și Iașubilehem. Aceste lucruri sunt vechi. Ei erau olari și locuiau în livezi și în lungi. Locuiau acolo lângă împărat și lucrau pentru el. Fiul lui Simeon, Nemuel, Iamin, Iarib, Zerah, Saul. Fiul lui Saul, Shalum, Mibsam, fiul său. Mișma, fiul său, fiul lui Mișma. Hamuel, fiul său. Zacur, fiul său, Shimei, fiul său. Shimei a avut 16 fii și 6 fiice. Frații săi n-au avut mulți fii. Și toate familiile lor nu s-au înmulțit atât cât fiii lui Iuda. Ei locuiau la Beersheba, la Molada, la Hațar Shual, la Bilha, la Ețem, la Tolad, la Betuiel, la Horma, la Țiglag, la Bet Marcabot, la Hațar Susim, la Bet Birei și la Shaaraim. Acestea au fost cetățile lor până la domnia lui David și satele lor. Ei mai aveau și Etam, Ain, Rimon, Tochen și Așan, 5 cetăți, și toate satele din împrejurimile acestor cetăți până la Baal. Iată locuințele lor și spița neamului lor. Meșobab, Iamlec, Ioșa, fiul lui Amația, Ioel, Jehu, fiul lui Yoshibia, fiul lui Seraia, fiul lui Asiel, Elioenai, Iacoba, Yeshohaia, Asaia, Adiel, Yesimiel, Benaia, Ziza, fiul lui Shifei, fiul lui Alon, fiul lui Yedaia, fiul lui Shimri, fiul lui Shemaia. Aceștia numiți pe nume erau domni în familiile lor și casele lor părintești au crescut mult. Ei s-au dus înspre Gedor până la răsălitul văii să caute pășune pentru turmele lor. Au găsit pășuni grase și bune și o țară întinsă, liniștită și pașnică, fiindcă cei ce o locuiau mai înainte se pogorau din Ham. Oamenii aceștia, scriși pe nume, au venit pe vremea lui Ezechia, împăratul lui Iuda. Au sfârmat corturile lor și pe maoniți, care se aflau acolo, i-au nimicit cu desăvârșire până în ziua de azi și s-au așezat în locul lor, căci acolo erau pășune pentru turmele lor. Și dintre fiii lui Simeon s-au dus la muntele Seir în număr de 500 de oameni. Aveau în frunte pe Pelatia, Nearia, Refaia și Uziel, fiii lui Ișei. Au bătut rămășița de amalegiți care scăpase cu viață și s-au așezat acolo până în ziua de azi. Capitolul 5. Fiii lui Ruben, întâiul născut al lui Israel, căci el era întâiul născut, dar pentru că a spurcat patul tatălui său, dreptul lui de întâi născut a fost dat fiilor lui Iosif, fiul lui Israel. Totuși, Iosif n-a fost scris în spisele de neam ca întâi născut. Iuda a fost în adevăr puternic printre frații săi și din el a ieșit un domnitor. Dar dreptul de întâi născut este al lui Iosif. Fiii lui Ruben, întâiul născut al lui Israel, Enoch, Palu, Hețron și Carmi, fiul lui Ioel, Shemaia, fiul său, Gog, fiul său, Shimei, fiul său, Mica, fiul său, Reaia, fiul său, Baal, fiul său, Beera, fiul său, pe care l-a luat rob Tilgat Pilneser, împăratul Asiriei. El era domnul rubeniților. Frații lui Beera după familiile lor, așa cum sunt înscriși în spisele neamului după neamurile lor. Cel din tâi e el, Zaharia, Bela, fiul lui Azaz, fiul lui Shema, fiul lui Ioel. Bela locuia la Aroer și până la Nebo și la Baal Meon. La răsărit locuia până la intrarea pustiei de la râul Eufrat, căci turmele lor erau un mare număr în țara Galaadului. Pe vremea lui Saul au făcut război cu hagareniții care au căzut în mâinile lor și au locuit în corturile lor pe toată partea de răsărit a Galaadului. Fiii lui Gad locuiau în fața lor în țara Basanului până la Salca.
Ioel cel din tâi, Șafam al doilea, Iaenai și Șafat în Basan. Fraților după casele părinților lor, Micael, Meșulam, Șeba, Iorai, Iaecan, Zia și Eber, 7. Iată fiii lui Abihail, fiul lui Huri, fiul lui Aroah, fiul lui Galad, fiul lui Micael, fiul lui Ieșișai, fiul lui Iahdo, fiul lui Buz. Ahi, fiul lui Abdiel, fiul lui Guni, era căpetenia caselor părinților lor. Ei locuiau în Galad, în Basan și în cetățile lor și în toate împrejurimile Saronului, până la marginile lor. Toți au fost scriși în spițele de neamuri pe vremea lui Iotam, împăratul lui Iuda, și pe vremea lui Ieroboam, împăratul lui Israel. Fiii lui Ruben, gadiții și jumătate din seminția lui Manase, aveau oameni viteji, care purtau scut și sabie, trăgeau cu arcul și erau deprinși cu războiul, în număr de 44.000, 760 în stare să meargă la oaste. Au făcut război cu hagareniții, cu Ietur, cu Nafir și cu Nodab. Au primit ajutor împotriva lor și hagareniții și toți cei ce erau cu ei au fost dați în mâinile lor. Căci în timpul luptei strigaseră către Dumnezeu care i-a ascultat, pentru că se încrezuseră în el. Și le-au luat turmele, 50.000 de cămile, 250.000 de oi, 2.000 de măgari și 100.000 de inși. Căci au fost mulți morți, pentru că lupta venea de la Dumnezeu. Și s-au așezat în locul lor până în vremea când au fost luați în robie. Fiii jumătății seminției lui Manase locuiau în țară, de la Basan până la Baal Hermon și Senir, și pe muntele Hermon. Erau mulți la număr. Iată căpeteniile caselor părinților lor, Efer, Ișei, Eliel, Azriel, Ieremia, Hodavia și Iahdiel, oameni viteji, oameni vestiți, căpeteniile caselor părinților lor. Dar au păcătuit împotriva Dumnezeului părinților lor și au curvit după Dumnezeii popoarelor țării, pe care Dumnezeu le nimicise dinaintea lor. Dumnezeul lui Israel a ațățat duhul lui Pul, împăratul Asiriei, și duhul lui Tilgat-Pilneser, împăratul Asiriei. Și Tilgat-Pilneser a luat robi pe rubeniți, gadiți și jumătate din seminția lui Manase și i-a dus la Halah, la Habor, la Hara și la râul Gozan, unde au rămas până în ziua de azi. Capitolul 6. Fiii lui Levi, Gershom, Kehat și Merari. Fiii lui Kehat, Amram, Itzehar, Hebron și Uziel. Fiii lui Amram, Aaron și Moise și Maria. Fiii lui Aaron, Nadab, Abihu, Eleazar și Itamar. Eleazar a născut pe Fineas. Fineas a născut pe Abishua. Abishua a născut pe Buki. Buki a născut pe Uzi. Uzi a născut pe Zerahia. Zerahia a născut pe Meraiot. Meraiot a născut pe Amaria. Amaria a născut pe Ahitub. Ahitub a născut pe Tzadok. Tzadok a născut pe Ahimaaț. Ahimaaț a născut pe Azaria. Azaria a născut pe Iohanan. Iohanan a născut pe Azaria, care a fost preot în casa pe care a zidit-o Solomon la Ierusalim. Azaria a născut pe Amaria. Amaria a născut pe Ahitub. Ahitub a născut pe Tzadok și Tzadok a născut pe Shalum. Shalum a născut pe Hilchia. Hilchia a născut pe Azaria. Azaria a născut pe Seraia. Seraia a născut pe Jehoțadac. Jehoțadac a plecat și el când a dus Domnul în robie pe Iuda și Ierusalimul, prin Nebucadnețar. Fiii lui Levi, Gershom, Kehat și Merari. Iată numele fiilor lui Gershom, Libni și Shimei. Fiii lui Kehat, Amram, Itzehar, Hebron și Uziel. Fiii lui Merari, Mahli și Muși. Acestea sunt familiile lui Levi după părinții lor. Din Gershom, Libni, fiul său, Iahat, fiul său, Zima, fiul său, Ioah, fiul său, Ido, fiul său, Zerah, fiul său, Iatrai, fiul său. Fiul lui Kehat, Aminadab, fiul său, Core, fiul său, Asir, fiul său, Elcana, fiul său, Ebiasaf, fiul său, Asir, fiul său, Tahat, fiul său, Uriel, fiul său, Ozia, fiul său, Saul, fiul său. Fiul lui Elcana, Amasai și Ahimot, Elcana, fiul său, Elcana Tsofai, fiul său, Nahat, fiul său, Eliab, fiul său, Ieroham, fiul său, Elcana, fiul său, și fiul lui Samuel, întâiul născut, Vașni și Abia. Fiul lui Merari, Mahli, Libni, fiul său, Shimei, fiul său, Uza, fiul său,
Shimea fiul său, Hagia fiul său, Asaia fiul său. Iată aceea pe care i-a pus David pentru cârmuirea cântării în casa Domnului, de când a avut chivotul un loc de odihnă. Ei împlineau slujba de cântăreți înaintea locașului cortului întâlnirii, până când a zidit Solomon casa Domnului la Ierusalim, și își făceau slujba după rânduiela care le era poruncită. Iată cei ce slujau cu fiii lor. Dintre fiii chehatiților, Heman, cântărețul, fiul lui Ioel, fiul lui Samuel, fiul lui Elcana, fiul lui Ieroham, fiul lui Eliel, fiul lui Toah, fiul lui Tzuf, fiul lui Elcana, fiul lui Mahat, fiul lui Amasai, fiul lui Elcana, fiul lui Ioel, fiul lui Azaria, fiul lui Cefania, fiul lui Tahat, fiul lui Asir, fiul lui Ebiasaf, fiul lui Core, fiul lui Itzehar, fiul lui Kehat, fiul lui Levi, fiul lui Israel. Fratele său Asaf, care stătea la dreapta sa, Asaf, fiul lui Berechia, fiul lui Shimea, fiul lui Micael, fiul lui Baaseia, fiul lui Malchia, fiul lui Etni, fiul lui Zerah, fiul lui Adaia, fiul lui Etan, fiul lui Zima, fiul lui Shimei, fiul lui Ahat, fiul lui Gershom, fiul lui Levi, fiul lui Merari, fraților, la stânga, Etan, fiul lui Kishi, fiul lui Abdi, fiul lui Maluc, fiul lui Hashabia, fiul lui Amatia, fiul lui Hilchia, fiul lui Amții, fiul lui Bani, fiul lui Shemer, fiul lui Mahli, fiul lui Mushi, fiul lui Merari, fiul lui Levi. Fraților, leviții erau însărcinați cu toată slujba locașului casei lui Dumnezeu. Aaron și fiii săi aduceau jertfe pe altarul arderilor de tot și tămâie pe altarul tămâiei, împlineau toate slujbele în locul preasfânt și făceau ispășire pentru Israel potrivit cu tot ce poruncise Moise, robul lui Dumnezeu. Iată fiii lui Aaron, Eleazar fiul său, Fineas fiul său, Abishua fiul său, Buchi fiul său, Uzi fiul său, Zerahia fiul său, Meraiot fiul său, Amaria fiul său, Ahitub fiul său, Tzadok fiul său, Ahimaaț fiul său. Iată locuințele lor după satele lor în hotarele care le-au fost însemnate. Fiilor lui Aaron din familia chehatiților ieșiți cei dintâi la sorți, li s-a dat Hebronul în țara lui Iuda și locurile lui de pășunat. Dar câmpia cetății și satele ei au fost date lui Caleb, fiul lui Iefune. Fiilor lui Aaron li s-a dat cetatea de scăpare Hebron, Libna și locurile ei de pășunat, Iatir, Eștemoa cu locurile ei de pășunat, Hilen cu locurile lui de pășunat, Debir cu locurile lui de pășunat, Așan cu locurile lui de pășunat, Bet-Shemeș cu locurile lui de pășunat. Și din seminția lui Beniamin, Geba cu locurile lui de pășunat, Alemet cu locurile lui de pășunat, Anatot cu locurile lui de pășunat. Toate cetățile lor erau 13 cetăți, după familiile lor. Celorlalți fii ai lui Kehat li s-au dat prin sorți 10 cetăți din familiile seminției lui Efraim, din seminția lui Dan și din jumătatea seminției lui Manase. Fiii lui Gershom, după familiile lor, au căpătat 13 cetăți din seminția lui Isahar, din seminția lui Asher, din seminția lui Neftali și din seminția lui Manase în Basan. Fiii lui Merari, după familiile lor, au căpătat prin sorți 12 cetăți din seminția lui Ruben, din seminția lui Gad și din seminția lui Zabulon. Copiii lui Israel au dat astfel leviților cetățile și locurile lor de pășunat. Au dat prin sorți din seminția fiilor lui Iuda, din seminția fiilor lui Simeon și din seminția fiilor lui Beniamin aceste cetăți, pe care le-au numit pe nume. Cât pentru celelalte familii ale fiilor lui Kehat, cetățile ținutului lor au fost luate din seminția lui Efraim. Le-au dat cetatea de scăpare Sihem cu locurile lui de pășunat, în muntele lui Efraim, Gezer cu locurile lui de pășunat, Iocmeam cu locurile lui de pășunat, Bet-Horon cu locurile lui de pășunat, Aelon cu locurile lui de pășunat și Gat-Rimon cu locurile lui de pășunat. Și din jumătatea seminției lui Manase au dat Aner cu locurile lui de pășunat și Bileam cu locurile lui de pășunat pentru familia celorlalți fii ai lui Kehat. Fiilor lui Gershom le-au dat din familia jumătății seminției lui Manase, Golan în Basan cu locurile lui de pășunat și Aștarot cu locurile lui de pășunat. Din seminția lui Isahar, Chedeș cu locurile lui de pășunat, Dobrat cu locurile lui de pășunat, Ramot cu locurile lui de pășunat și Anem cu locurile lui de pășunat.
din seminția lui Asher, Mașal cu locurile lui de pășunat, Abdon cu locurile lui de pășunat, Hucoc cu locurile lui de pășunat și Rehob cu locurile lui de pășunat. Și din seminția lui Neftali, Chedeș din Galileea cu locurile lui de pășunat, Hamon cu locurile lui de pășunat și Chiriataim cu locurile lui de pășunat. Celorlalți leviți, fiilor lui Merari, le-au dat din seminția lui Zabulon, Rimono cu locurile lui de pășunat și Taborul cu locurile lui de pășunat. Iar de cealaltă parte Iordanului, în fața Ierihonului, la răsărit de Iordan, din seminția lui Ruben, Bețer în pustie cu locurile lui de pășunat, Iahța cu locurile lui de pășunat, Chedemot cu locurile lui de pășunat și Mefaat cu locurile lui de pășunat. Și din seminția lui Gad, Ramot din Galaad cu locurile lui de pășunat, Mahanaim cu locurile lui de pășunat, Hesbonul cu locurile lui de pășunat și Iaizer cu locurile lui de pășunat. Capitolul 7. Fiii lui Isahar, Tola, Pua, Iașub și Shimron, 4. Fiii lui Tola, Uzi, Refaia, Ieriel, Iahmai, Ibsam și Samuel, căpetenile caselor părinților lor, anume ai lui Tola, oameni viteji în neamul lor. Pe vremea lui David, numărul lor era de 22.600. Fiul lui Uzi, Izrahia, fiul lui Izrahia, Micael, Obadia, Ioel, Ișia, de toți 5 căpetenii. Aveau cu ei, după neamurile lor, după casele părinților lor, 36.000 de oameni, ostași înarmați pentru război, căci aveau multe neveste și fii. Fraților, după toate familiile lui Isahar, oameni viteji, erau de toți 87.000 scriși în spițele de neam. Fiul lui Beniamin, Bela, Becher și Ediael, 3. Fiul lui Bela, Ebzbon, Uzi, Uziel, Ierimot și Iri, 5 căpetenii ai caselor părinților lor, oameni viteji și scriși în spițele de neam în număr de 22.034. Fiul lui Becher, Zemira, Ioaș, Eliezer, Elioenai, Omri, Ieremot, Abia, Anatot și Alamet. Toți aceștia erau fii ai lui Becher și scriși în spițele de neam după neamurile lor, drept căpetenii ale caselor părinților lor, oameni viteji în număr de 20.200. Fiul lui Ediael, Bilhan. Fiul lui Bilhan, Ieuș, Beniamin, Ehud, Chenaana, Zetan, Tarsis și Ahishahar. Toți aceștia erau fii ai lui Ediael, căpetenii ale caselor părinților lor, oameni viteji în număr de 17.200, în stare să poarte armele și să meargă la război. Șupim și Hupim, fiul lui Ir, Hușim, fiul lui Afer. Fiul lui Neftali, Iahțiel, Guni, Iețer și Shalum, fiii Bilhei. Fiul lui Manase, Asriel, pe care l-a născut țiitoarea sa siriacă. Ea a născut pe Machir, tatălui Galaad. Machir a luat de nevastă pe sora lui Hupim și Șupim. Numele sorei lui era Maaca. Numele celui de-al doilea fiu era Țelofhad și Țelofhad a avut fete. Maaca, nevastă lui Machir, a născut un fiu și i-a pus numele Pereș. Numele fratelui său era Șereș și fiii săi erau Ulam și Rechem. Fiul lui Ulam, Bedan. Aceștia sunt fiii lui Galaad, fiul lui Machir, fiul lui Manase. Sorul sa Hamolechet a născut pe Ishod, pe Abiezer și pe Mahla. Fiul lui Shemida erau Ahian, Sihem, Lichi și Aniam. Fiul lui Efraim, Shutelah, Bered, fiul său, Tahat, fiul său, Eleada, fiul său, Tahat, fiul său, Zabad, fiul său, Shutelah, fiul său, Ezer și Elead. Oamenii din Gat, născuți în țară, i-au omorât, pentru că se pogoruseră să le ia turmele. Efraim, tatăl lor, s-a jălit multă vreme și frații săi au venit să-l mânghie. Apoi a intrat la nevastă sa și ea a zămislit și a născut un fiu. El i-a pus numele Beria, în nenorocire, pentru că nenorocirea era în casă. A avut ca fiică pe Sheera, care a zidit Bet-Horonul de jos și Bet-Horonul de sus, și pe Uzen Sheera. Refah, fiul său, și Reșef, Telah, fiul său, Tahan, fiul său, Laedan, fiul său, Amihud, fiul său, Elishama, fiul său, Nun, fiul său, Iosua, fiul său. Ei aveau în stăpânire și ca locuință Betelul cu satele lui,
La răsărit, Naaran l-a apus, Gezer cu satele lui, Sihemul cu satele lui, până la Gaza cu satele ei. Fiii lui Manase stăpâneau Bet-Șeanul cu satele lui, Taanacul cu satele lui, Megidoul cu satele lui, Dorul cu satele lui. În aceste cetăți au locuit fiii lui Iosif, fiul lui Israel. Fiii lui Asher, Imna, Ișva, Ișvi și Beria, și Serah, sora lor. Fiii lui Beria, Eber și Malchiel. Malchiel a fost tatăl lui Birzavit. Și Eber a născut pe Iaflet, pe Șomer și pe Hotam și pe sora lor Shua. Fiii lui Iaflet, Pasac, Bimhal și Așvat. Aceștia sunt fiii lui Iaflet. Fiii lui Șamer, Ahiro, Hega, Huba și Aram. Fiii lui Helem, fratele său, Tsofah, Imna, Sheleh și Amal. Fiii lui Tsofah, Shuah, Harnefer, Shual, Beri, Imra. Bețer, Hod, Shama, Shilsha, Itran și Beera. Fiii lui Yeter, Yefune, Pispa și Aram. Fiii lui Ula, Arah, Haniel și Riția. Toți aceștia erau fiii lui Asher, căpeteniile caselor părinților lor, oameni aleși și viteji, căpeteniile domnilor, scriși în număr de 26.000 de oameni, în stare să poarte armele și să meargă la război. Capitolul 8. Beniamin a născut pe Bela, întâiul lui născut, pe Ashbel al doilea, Ahrah al treilea, Noha al patrulea și Rafa al cincilea. Fiii lui Bela au fost Adar, Gera, Abihud, Abishua, Naaman, Ahoah, Gera, Shepufan și Huram. Iată fiii lui Ehud, care erau cap de familie între locuitorii din Gheba și care i-au strămutat la Manahat. Naaman, Ahia și Gera. Gera, care i-a strămutat, a născut pe Uza și pe Ahihud. Shaharaim a avut copii în țara Moabului după ce a îndepărtat pe nevestele sale, Hushim și Baara. Cu nevastă sa Hodesh a avut pe Iobab, Tibia, Mesha, Malcam, Ieut, Shokia și Mirma. Aceștia sunt fiii săi, capii de familie. Cu Hushim a avut pe Ahitub și Elpaal. Fiii lui Elpaal, Eber, Misham și Shemer, care a zidit Ono, Lod și satele lui. Beria și Shema, care erau cap de familie între locuitorii Aialonului, au pus pe fugă pe locuitorii din Gat. Ahio, Shashak, Ieremot, Zebadia, Arad, Eder, Micael, Ișfa și Ioha erau fiii lui Beria. Zebadia, Meșulam, Hizghi, Eber, Ișmerai, Izlia și Iobab erau fiii lui Elpaal. Iachim, Zicri, Zabdi, Elienai, Tiltai, Eliel, Adaia, Beraia și Shimrat erau fiii lui Shimei. Ișpan, Eber, Eliel, Abdon, Zicri, Hanan, Hanania, Elam, Antotia, Ifdeia și Penuel erau fiii lui Shashak. Shamsherai, Sheharia, Atalia, Iaareșia, Elia și Zicri erau fiii lui Ieroham. Aceștia sunt capii de familie, cap după neamurile lor. Ei locuiau la Ierusalim. Tatălui Gabaon locuia la Gabaon și numele nevestei lui era Maaca. Abdon era fiul său întâi născut și apoi Tzur, Kish, Baal, Nadab, Gedor, Ahio și Zecher. Miclot a născut pe Shimea și ei locuiau tot la Ierusalim lângă fraților împreună cu fraților. Ner a născut pe Kis. Kis a născut pe Saul. Saul a născut pe Ionatan, pe Malchișua, pe Aminadab și pe Eșbaal. Fiul lui Ionatan, Merib Baal. Merib Baal a născut pe Mica. Fiul lui Mica, Piton, Melec, Taeria și Ahaz. Ahaz a născut pe Jehoada. Jehoada a născut pe Alemet, Azmavet și Zimri. Zimri a născut pe Moța. Moța a născut pe Binea. Fiul acestuia a fost Rafa. Eleasa a fost fiul acestuia. Ațel a fost fiul acestuia. Ațel a avut 6 fii, ale căror nume iată-le: Azricam, Bocru, Ismael, Shearia, Obadia și Hanan. Toți aceștia erau fiii lui Ațel. Fiii fratelui său Eșec, Ulam, întâiul lui născut, Ieus al doilea și Elifelet al treilea. Fiii lui Ulam au fost oameni viteji care trăgeau cu arcul și au avut mulți fii și nepoți, 150.
Toți aceștia sunt fiii lui Beniamin. Capitolul 9. Tot Israelul este scris în spițele de neam și trecut în cartea împăraților lui Israel. Și Iuda a fost luat rob în Babilon din pricina fără de legilor lui. Cei din tâi locuitori care au locuit în moșiile lor, în cetățile lor, erau israeliții, preoții, leviții și netiniții. La Ierusalim locuiau fiii de-ai lui Iuda, fiii de-ai lui Beniamin și fiii de-ai lui Efraim și Manase. Fiii de-ai lui Pereț, fiul lui Iuda, Utai, fiul lui Amihud, fiul lui Omri, fiul lui Imri, fiul lui Bani, dintre Shilonit, Asaia, întâiul născut și fiii săi. Fiii de-ai lui Zerah, Euiel și frații săi, 690. Fiii de-ai lui Beniamin, Salu, fiul lui Meșulam, fiul lui Hodavia, fiul lui Asenua, Ibneia, fiul lui Eroham, Ela, fiul lui Uzi, fiul lui Micri, Meșulam, fiul lui Șefatia, fiul lui Reuel, fiul lui Ibnia, și fraților după neamurile lor, 956. Toți oamenii aceștia erau capi de familie în casele părinților lor. Din preoți, Iedaia, Jehoiarib, Iachin, Azaria, fiul lui Hilchia, fiul lui Meșulam, fiul lui Tzadok, fiul lui Meraiot, fiul lui Ahitub, mai marele casei lui Dumnezeu. Adaia, fiul lui Ieroham, fiul lui Pashur, fiul lui Malchia. Maesai, fiul lui Adiel, fiul lui Ahzera, fiul lui Meșulam, fiul lui Meșilemit, fiul lui Imer. Și frații lor, căpetenii ale caselor părinților lor, 1760, oameni viteji, puși în slujba casei lui Dumnezeu. Din leviți, Shemaia, fiul lui Hashub, fiul lui Azricam, fiul lui Hashabia, din fiul lui Merari. Bacbacar, Hereș, Galal, Matania, fiul lui Mica, fiul lui Zicri, fiul lui Asaf. Obadia, fiul lui Shemaia, fiul lui Galal, fiul lui Iedutun. Berechia, fiul lui Asa, fiul lui Elcana, care locuia în satele netofatiților. Și ușierii, Shalum, Acub, Talmon, Ahiman și fraților. Salum era căpetenia lor. Și până în ziua de azi, el este la ușa împăratului la răsărit. Aceștia sunt ușierii taberei fiilor lui Levi. Shalum, fiul lui Core, fiul lui Ebiasaf, fiul lui Core, și frații săi din casa tatălui său, coreiții, împlineau slujba de păzitore pragurilor cortului. Părinții lor păziseră intrarea în tabăr al Domnului. Și Fineas, fiul lui Eleazar, fusese odinioară căpetenia lor și Domnul era cu el. Zaharia, fiul lui Meșelemia, era ușier la intrarea cortului întâlnirii. De toți erau 212 aleși ca ușieri ai pragurilor și scriși în spițele de neam după satele lor. David și văzătorul Samuel îi puseseră în slujba lor. Ei și copiii lor păzeau ușile casei Domnului, adică ale casei cortului. Erau ușieri în cele patru vânturi, la răsărit, la apus, la miază noapte și la miază zi. Frații lor care locuiau în satele lor trebuiau să vină din timp în timp la ei 7 zile. Căci aceste patru căpetenii ale ușierilor, acești leviți, erau totdeauna în slujbă și mai aveau privighere asupra odăilor și bisteriilor casei lui Dumnezeu. Petreceau noaptea în jurul casei lui Dumnezeu, a cărei pază o aveau și pe care trebuiau să o deschidă în fiecare dimineață. Unii din leviți aveau grijă de uneltele pentru slujbă, pe care le numărau la intrare și le numărau și la ieșire. Alții îngrijau de unelte, de toate uneltele Sfântului Locaș și de floarea făinii, de vin, de unt de lemn, de tămâie și de miresme. Fiii de-ai preoților pregăteau tămâia mirositoare. Matitia, unul din leviți, întâiul născut al lui Shalum, coreitul, avea grijă de turtele coapte în tigaie. Și unii din fraților din Chehatiți erau însărcinați să pregătească pentru fiecare sabat pâinile pentru punerea înaintea Domnului. Aceștia sunt cântăreții, capii de familie ai leviților, care locuiau în odăi, scutiți de alte slujbe, pentru că lucrau zi și noapte. Aceștia sunt capii de familie ai leviților, capi după neamurile lor. Ei locuiau la Ierusalim. Tatălui Gabaon, Ieiel, locuia la Gabaon și numele nevestei lui era Maaca. Abdon a fost fiul său întâi născut, apoi Tsur, Chis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Ahio, Zaharia și Miclot. Miclot a născut pe Shimeam și ei locuiau tot la Ierusalim lângă fraților cu fraților. Ner a născut pe Chis, Chis a născut pe Saul. Saul a născut pe Ionatan,
pe Malchișua, pe Aminadab și pe Eșbaal. Fiul lui Ionatan, Merib Baal, Merib Maal a născut pe Mica. Fiul lui Mica, Piton, Melec și Tahrea. Ahaz a născut pe Iaiera. Iaiera a născut pe Alemet, Azmavet și Zimri. Zimri a născut pe Moța. Moța a născut pe Binea. Fiul acestuia a fost Refaia. Eleasa a fost fiul acestuia. Atel a fost fiul acestuia. Atel a avut 6 fii, ale căror nume iată-le: Azricam, Bocru, Ismael, Shearia, Obadia și Hanan. Aceștia sunt fiii lui Atel. Capitolul 10. Filistenii s-au luptat cu Israel și oamenii lui Israel au luat-o la fugă înaintea filistenilor și au căzut morți pe muntele Gilboa. Filistenii au urmărit pe Saul și pe fiii lui și au ucis pe Ionatan, Abinadab și Malchișua, fiii lui Saul. În vâlmășelea luptei a prins și pe Saul. Arcașii l-au ajuns și l-au rănit. Saul a zis atunci celui ce-i ducea armele: scoate-ți sabia și străpunge-mă cu ea, ca nu cumva să vină acești netăiați împrejur să mă batjocorească. Cel ce-i ducea armele n-a voit, căci se temea. Și Saul și-a luat sabia și s-a aruncat în ea. Cel ce ducea armele lui Saul, văzându-l mort, s-a aruncat și el în sabia lui și a murit. Astfel a pierit Saul și cei 3 fii ai lui și toată casa lui a pierit în același timp. Toți bărbații lui Israel care erau în vale, văzând fuga și văzând că Saul și fiii lui au murit, și-au părăsit cetățile și au fugit și ei. Și filistenii au venit și s-au așezat acolo. A doua zi filistenii au venit să jefuiască morții și au găsit pe Saul și pe fiii lui căzuți pe muntele Gilboa. L-au jefuit și i-au luat capul și armele. Apoi au trimis să dea de știre prin toată țara filistenilor, idolilor lor și poporului. Au pus armele lui Saul în casa Dumnezeului lor și i-au atârnat țeasta capului în templul lui Dagon. Când au auzit toți locuitorii din Iabesul din Galaad tot ce au făcut filistenii lui Saul, s-au sculat toți oamenii viteji, au luat trupul lui Saul și trupurile fiilor lui și le-au dus la Iabes. Le-au îngropat oasele sub stejar la Iabes și au postit 7 zile. Saul a murit pentru că s-a făcut vinovat de fără de lege față de Domnul, al cărui cuvânt nu l-a păzit, și pentru că a întrebat și cerut sfatul celor ce cheamă morții. N-a întrebat pe Domnul. De aceea Domnul l-a omorât și împărăția a dat-o lui David, fiul lui Isai. Capitolul 11. Tot Israelul s-a strâns la David la Hebron, zicând: iată că noi suntem os din oasele tale și carne din carnea ta. Odinioară, chiar când era Saul împărat, tu duceai și aduceai pe Israel înapoi. Domnul Dumnezeul tău ți-a zis: tu vei paște pe poporul meu Israel și tu vei fi căpetenia poporului meu Israel. Astfel, toți bătrânii lui Israel au venit la împărat la Hebron și David a făcut legământ cu ei la Hebron înaintea Domnului. Au uns pe David împărat peste Israel, după cuvântul Domnului spus prin Samuel. David a mers cu tot Israelul asupra Ierusalimului, adică Iebus. Acolo erau iebusiții, locuitorii țării. Locuitorii Iebusului au zis lui David: nu vei intra aici. Dar David a luat cetățuia Sionului. Aceasta este cetatea lui David. David zisese: oricine va bate cel din tâi pe iebusiți va fi căpetenie și domn. Ioab, fiul Țeruiei, s-a suit cel din tâi și a ajuns căpetenie. David s-a așezat în cetățuie. De aceea au numit-o cetatea lui David. A făcut zid împrejurul cetății, de la Milo de jur împrejur. Și Ioab a dres cealaltă parte a cetății. David ajungea din ce în ce mai mare și domnul oștirilor era cu el. Iată căpeteniile vitejilor care erau în slujba lui David și care l-au ajutat împreună cu tot Israelul să-și întărească stăpânirea, ca să-l pună împărat după cuvântul Domnului cu privire la Israel. Iată după numărul lor vitejii care erau în slujba lui David. Iașobeam, fiul lui Hacmoni, unul din căpitanii de seamă. El și-a învârtit sulița peste 300 de oameni pe care i-a omorât dintr-o singură dată. După el, Eleazar, fiul lui Dodo, ahohitul, unul din cei 3 războinici. El era cu David la Pas Damim, unde se strânseseră filistenii pentru luptă. Acolo era o bucată de pământ plină cu orz și poporul fugea dinaintea filistenilor. S-au așezat în mijlocul ogorului, l-au ocrotit și au bătut pe filisteni.
și Domnul a dat o mare izbăvire. 3 din cele 30 de căpetenii s-au pogorât la David pe stâncă în peștera Adulam, când tabăra filistenilor era în valea Refaimiților. David era atunci în cetățuie și oceata filistenilor era la Betleem. David a avut o dorință și a zis, cine îmi va aduce apă de băut din fântâna de la poarta Betleemului? Atunci cei 3 bărbați au trecut prin tabăra filistenilor și au scos apă din fântâna de la poarta Betleemului. Au adus-o și au dat-o lui David. Dar David n-a vrut să o bea, ci a vărsat-o înaintea Domnului. El a zis, să mă ferească Dumnezeu să fac una ca aceasta. Să beau eu sângele acestor oameni care s-au dus cu primejdia vieții lor. Căci cu primejdia vieții lor au adus-o. Și n-a voit să o bea. Iată ce au făcut acești 3 viteji. Abishai, fratele lui Ioab, era căpetenia celor 3. El și-a învârtit sulița peste 300 de oameni și i-a omorât. Și i-a mers faima între cei 3. El era cel mai cuvază din cei 3 din rândul al doilea și a fost căpetenia lor, dar n-a ajuns pe cei 3 din tâi. Benaia, fiul lui Jehoiada, fiul unui om din Cabțeel, om de preț și vestit prin isprăvile lui, el a ucis cei 2 lei ai Moabului. S-a fogorât în mijlocul unei gropi pentru apă, unde a ucis un leu într-o zi când căzuse zăpada. El a ucis pe un egiptean care avea o statură de 5 coți, și avea în mână o suliță ca sulul unui țesător. S-a pogorât împotriva lui cu un toiag, a smuls sulița din mâna egipteanului și l-a ucis cu ea. Iată ce a făcut Benaia, fiul lui Jehoiada, și i-a mers faima printre cei 3 viteji. Era cel mai cuvază din cei 30, dar n-a ajuns pe cei 3 din tâi. David l-a primit în sfatul celor mai aproape de el. Vitejii oștirii, Asael, fratele lui Ioab, Elhanan, fiul lui Dodo din Betleem, Shamot din Haror, Elet din Palon, Ira, fiul lui Icheș din Tecoa, Abiezer din Anatot, Sibecai, Hușatitul, Ilai din Ahoah, Maharai din Netofa, Eled, fiul lui Baana din Netofa, Itai, fiul lui Ribai din Gibea, fiilor lui Beniamin, Benaia din Piraton, Hurai din Nahale Gaaș, Abiel din Araba, Azmavet din Baharum, Eliahba din Shalbon, Benehashem din Gizon, Ionatan fiul lui Shage din Harar, Ahiam fiul lui Sakar din Harar, Elifal fiul lui Ur, Hefer din Mechera, Ahia din Palon, Hetro din Carmel, Naarai fiul lui Ezbai, Ioel fratele lui Natan, Mibhar fiul lui Hagri, Selec amonitul, Nahrai din Berot, care ducea armele lui Ioab fiul Seruiei. Ira din Ieter, Gareb din Ieter, Urie Hetitul, Zabad fiul lui Ahlai, Adina fiul lui Shiza, Rubenitul, căpetenia Rubeniților și 30 împreună cu el, Hanan fiul lui Maaca, Iosafat din Mitni, Ozia din Aștarot, Shama și Yehiel fiul lui Hotam din Aroer, Yediael fiul lui Shimri, Ioha fratele său, Tițitul, Eliel din Mahavim, Yeribai și Yoshavia fiul lui Elnaam, Itma, Moabitul, Eliel, Obed și Iaasiel Metzobaia. Capitolul 12. Iată cei ce s-au suit la David la Țiglag, pe când se ținea el departe de fața lui Saul, fiul lui Chis. Ei făceau parte din vitejii care i-au dat ajutor în timpul războiului. Erau arcași cu mâna dreaptă și cu mâna stângă aruncau pietre, iar cu arcul trăgeau săgeți. Erau din Beniamin, din numărul fraților lui Saul. Căpetenia Ahiezer și Ioas, fiii lui Shemaa din Gibea, Yeziel și Pelet, fiii lui Azmavet, Beraca, Iehu din Anatot, Ishmaia din Gabaon, viteaz între cei 30, și căpetenie peste 30, Ieremia, Iahaziel, Iohanan, Iozabad din Gedera, Eluzai, Ierimot, Bealia, Shemaria, Shefatia din Harof, Elcana, Ișia, Azareel, Iozeier și Iașobeam, coreit. Ioela și Zebadia, fiul lui Ieroham, din Gedor. Dintre gadiți, niște viteji au plecat să se ducă la David în cetățuia din pustie, ostași deprinși la război, înarmați cu scut și cu suliță, ca niște lei, și iuți ca niște căprioare de pe munți. Ezer, căpetenia, Obadia al doilea, Eliab al treilea, Mișmana al patrulea, Ieremia al cincilea, Atai al șaselea,
Eliel al șaptelea, Iohanan al optulea, Elzabad al nouălea, Ieremia al zecelea, Macbanai al unsprezecelea. Aceștia erau fiii lui Gad, căpetenii ale oștirii. Unul singur, cel mai mic, putea să se lupte cu 100 de oameni și cel mai mare cu 1000. Aceștia au trecut Iordanul în luna întâi, când ieșea din matcă, pe tot cursul lui. Și ei sunt aceia care au pus pe fugă pe toți locuitorii din văi, la răsărit și la apus. Și din fiii lui Beniamin și ai lui Iuda au fost unii care s-au dus la David în cetățuie. David le-a ieșit înainte și le-a vorbit astfel: dacă veniți la mine cu gânduri bune ca să mă ajutați, inima mea se va uni cu voi. Dar dacă veniți să mă înșelați în folosul vrăjmașilor mei, când nu fac nicio sâlnicie, Dumnezeul părinților noștri să vadă și să judece. Amasai, unul din capitanii de seamă, a fost apucat de Duhul și a zis: suntem cu tine, Davide, și cu tine, fiul lui Isai. Pace, pace ție și pace celor ce te ajută, căci Dumnezeul tău ți-a ajutat. Și David i-a primit și i-a pus între căpeteniile oștirii. Niște oameni din Manase s-au unit cu David când a pornit cu război împotriva lui Saul cu filistenii. Dar n-au fost de ajutor filistenilor, căci după ce s-au sfătuit, domnii filistenilor au trimis înapoi pe David zicând: s-ar putea ca el să treacă de partea stăpânului său Saul și să ne pună astfel în primejdie capetele noastre. Când s-a întors la Tiglag, iată cei ce s-au unit cu el din Manase: Adnah, Iozabad, Yediael, Micael, Iozabad, Elihu și Tiltai, căpetenia miilor lui Manase. Au dat ajutor lui David împotriva cetei, jefuitorilor amaleciți, căci toți erau oameni viteji și au ajuns căpetenii în oștire. Și din zi în zi veneau oameni la David să-l ajute, până ce a avut o tabără mare, ca o tabără a lui Dumnezeu. Iată numărul oamenilor înarmați pentru război care s-au dus la David în Hebron, ca să treacă asupra lui domnia lui Saul, după porunca Domnului. Fiii lui Iuda, care purtau scutul și sulița, 6800 înarmați pentru război. Din fiii lui Simeon, oameni viteji la război, 7100. Din fiii lui Levi, 4600. Și Jehoiada, mai marele a aroniților, și cu el 3700. Și Țadoc, tânăr viteaz, și casa tatălui său, 22 de căpeteni. Din fiii lui Beniamin, frații lui Saul, 3000. Căci până atunci, cea mai mare parte dintre ei rămăseseră credincioși casei lui Saul. Din fiii lui Efraim, 20.800, oameni viteji, oameni cu faimă după casele părinților lor. Din jumătatea seminției lui Manase, 18.000, care au fost numiți pe nume să se ducă să pună împărat pe David. Din fiii lui Isahar, care se pricepeau în înțelegerea vremurilor și știau ce trebuia să facă Israel, 200 de căpetenii și toți frații lor erau puși sub porunca lor. Din Zabulon, 50.000, în stare să meargă la oștire, înarmați pentru luptă cu toate armele de război și gata să se lupte cu o inimă hotărâtă. Din Neftali, 1000 de căpetenii și cu ei 37.000, care purtau scutul și sulița. Din Daniți, înarmați pentru război, 28.600. Din Așer, în stare să meargă la oastă și gata de luptă, 40.000. Și de cealaltă parte a Iordanului, din Rubeniți, din Gadiți și din jumătatea seminției lui Manase, cu toate armele de război, 120.000. Toți acești bărbați, oameni de război, gata de luptă, au venit la Hebron cu inima neprefăcută, ca să pună pe David împărat peste tot Israelul. Și toți ceilalți din Israel erau tot cu un gând să facă împărat pe David. Au stat acolo 3 zile cu David mâncând și bând, căci frații lor le pregătiseră de mâncare. Și chiar cei ce locuiau lângă ei până la Isahar, la Zabulon și Neftali, aduceau merinde pe măgari, pe cămile, pe catâri și pe boi, aluaturi, turte de smochină și de stafide, vin, un de lemn, boi și oi din belșug, căci era bucurie în Israel. Capitolul 13. David a ținut sfat cu căpeteniile peste mii și peste sute, cu toți mai mari. Și David a zis întregei adunări a lui Israel: dacă găsiți cu cale și dacă lucrul acesta vine de la Domnul Dumnezeul nostru, să trimitem în toate părțile la frații noștri care au rămas în toate ținuturile lui Israel și la preoți și leviți în cetățile și împrejurimile lor, ca să se strângă la noi și să aducem la noi chivotul Dumnezeului nostru, căci nu ne-am mai îngrijit de el de pe vremea lui Saul.
Toată adunarea a hotărât să facă așa, căci lucrul acesta a părut bun întregului popor. David a strâns pe tot Israelul, de la Shilhor în Egipt, până la intrarea Hamatului, ca să aducă din Kiriat Iarim chivotul lui Dumnezeu. Și David împreună cu tot Israelul s-a suit la Baala, la Kiriat Iarim, care este al lui Iuda, ca să ridice de acolo chivotul lui Dumnezeu, înaintea căruia este chemat numele Domnului care șade între heruvim. Au pus într-un car nou chivotul lui Dumnezeu pe care l-au luat din casa lui Abinadab. Uza și Ahio cârmuiau carul. David și tot Israelul jucau înaintea lui Dumnezeu cu toată puterea lor, cântând și zicând din arfe, din lăute, din tobe, din chimvală și din trâmbițe. Când au ajuns la aria lui Chidon, Uza a întins mâna să apuce chivotul, pentru că boii erau să-l răstoarne. Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Uza și Domnul a lovit, pentru că întinsese mâna pe chivot. Uza a murit acolo înaintea lui Dumnezeu. David s-a mâniat că Domnul făcuse o spărtură, lovind pe Uza cu o asemenea pedeapsă. De aceea, locul acesta a fost numit până în ziua de azi, Pereț Uza. David s-a temut de Dumnezeu în ziua aceea și a zis, cum să aduc chivotul lui Dumnezeu la mine? David n-a tras chivotul la el în cetatea lui David, ci l-a dus în casa lui Obed-Edom din Gat. Chivotul lui Dumnezeu a rămas 3 luni la familia lui Obed-Edom, în casa lui, și Domnul a binecuvântat casa lui Obed-Edom și tot ce era al lui. Capitolul 14. Hiram, împăratul Tirului, a trimis sol lui David și lemn de cedru și cioplitor de piatră și tâmplari să-i chidească o casă. David a cunoscut că Domnul îl întărea ca împărat al lui Israel și că împărăția lui s-a înălțat foarte mult din pricina poporului său Israel. David a mai luat neveste și la Ierusalim și a mai născut fii și fiice. Iată numele celor ce i s-au născut la Ierusalim: Shamua, Șobab, Natan, Solomon, Ibhar, Elișua, Elfelet, Noga, Nefeg, Iafia, Elishama, Beeliada și Elifelet. Filistenii au auzit că David fusese uns împărat peste tot Israelul și s-au suit cu toții să-l caute. David a fost înștiințat de acest lucru și le-a ieșit înainte. Filistenii au venit și s-au răspândit în Valea Refaimiților. David a întrebat pe Dumnezeu zicând, să mă sui împotriva filistenilor și îi vei da în mâinile mele. Și Domnul i-a zis, suite și îi voi da în mâinile tale. S-au suit la Baal pe Rațim, unde David i-a bătut. Apoi a zis, Dumnezeu a risipit pe vrășmașii mei prin mâna mea, ca pe niște ape care se scurg. De aceea s-a dat locului acestuia numele Baal pe Rațim. Ei și-au lăsat acolo dumnezeii care au fost arși în foc, după porunca lui David. Filistenii s-au răspândit din nou în vale. David a întrebat iarăși pe Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a zis, să nu te sui după ei, întoarce-te de la ei și merge asupra lor prin fața duzilor. Când vei auzi un vuiet de pași în vârfurile duzilor, atunci să ieși la luptă, căci Dumnezeu merge înaintea ta, ca să bată oastea filistenilor. David a făcut cum îi poruncise Dumnezeu și oastea filistenilor a fost bătută de la Gabaon până la Ghezer. Faima lui David s-a răspândit în toată țara și Domnul l-a făcut de temut pentru toate neamurile. Capitolul 15. David și-a zidit case în cetatea lui David. A pregătit un loc chivotului lui Dumnezeu și a ridicat un cort pentru el. Atunci David a zis, chivotul lui Dumnezeu nu trebuie purtat decât de leviți, căci pe ei i-a ales Domnul să ducă chivotul lui Dumnezeu și să-l slujească pe vecie. Și David a strâns tot Israelul la Ierusalim ca să suie chivotul Domnului la locul pe care îl pregătise. David a strâns pe fiii lui Aaron și pe leviți, din fiii lui Chehat, pe căpetenia Uriel și pe frații săi, 120, din fiii lui Merari, pe căpetenia Asaia și pe frații săi, 220, din fiii lui Gershom, pe căpetenia Ioel și pe frații săi, 130, din fiii lui Elițafan, pe căpetenia Semaia și pe frații săi, 200, din fiii lui Hebron, pe căpetenia Eliel și pe frații săi, 80, din fiii lui Uziel, pe căpetenia Aminadab și pe frații săi, 112. David a chemat pe preoții Țadoc și Abiatar și pe leviții Uriel, Asaia, Ioel, Shemaia, Eliel și Aminadab. Și le-a zis,
Voi sunteți capii de familie ai leviților, sfințiți-vă, voi și frații voștri, și suiți chivotul Domnului Dumnezeului lui Israel la locul pe care l-am pregătit. Pentru că n-ați fost întâiași dată, de aceea ne-a lovit Domnul Dumnezeul nostru, căci nu l-am căutat după lege. Preoții și leviții s-au sfințit ca să suie chivotul Domnului Dumnezeului lui Israel. Fiii leviților au dus chivotul lui Dumnezeu pe umeri cu niște drugi, cum poruncise Moise după cuvântul Domnului. Și David a zis căpetenilor leviților să așeze pe fraților cântăreți cu instrumente de muzică, cu lăute, arfe și țimbale, și să sune din ele cântări răsunătoare în semn de bucurie. Leviții au așezat pe Heman, fiul lui Ioel, dintre frații lui pe Asaf, fiul lui Berechia, și dintre fiii lui Merari, frații lor, pe Etan, fiul lui Cușaia. Apoi împreună cu ei pe fraților de a doua mână, pe Zaharia, Ben, Iaziel, Shemiramot, Yehiel, Uni, Eliab, Benaia, Maaseia, Matitia, Elifele și Micnea și Obededom și Eiel, ușieri. Cântăreții Heman, Asaf și Etan aveau țimbale de aramă ca să sune din ele. Zaharia, Aziel, Shemiramot, Yehiel, Uni, Eliab, Maaseia și Benaia aveau lăute pe alamot. Și Matitia, Elifele, Micnea, Obededom, Yehiel și Azazia aveau arfe cu 8 coarde ca să sune tare. Kenania, căpetenia muzicii între leviți, cârmuia muzica, fiindcă era meșter. Berechia și Elcana erau ușierii chivotului. Șebania, Iosafat, Netaneel, Amasai, Zaharia, Benaia și Eliezer, preoții, sunau din trâmbițe înaintea chivotului lui Dumnezeu. Obededom și Yehia erau ușierii chivotului. David, bătrânii lui Israel și căpetenii lemiilor au pornit astfel să suie chivotul legământului Domnului de la casa lui Obededom în mijlocul bucuriei. Când a ajutat Dumnezeu pe leviți să ridice chivotul legământului Domnului, au jertfit 7 viței și 7 berbeci. David era îmbrăcat cu o manta de insubțire. Tot așa erau îmbrăcați toți leviții care duceau chivotul, cântăreții și Kenania, căpetenia muzicii între cântăreți. Și David avea pe el un efod de in. Tot Israelul a suit chivotul legământului Domnului cu strigăte de bucurie, cu sunete de goarne, de trâmbițe și de chimvale, și făcând să răsune lăutele și arfele. Pe când intra în cetatea lui David chivotul legământului Domnului, Mical, fata lui Saul, se uita pe fereastră și când a văzut pe împăratul David sărind și jucând, l-a disprețuit în inima ei. Capitolul 16. După ce au adus chivotul lui Dumnezeu, l-au pus în mijlocul cortului pe care îl întinsese David pentru el și au adus înaintea lui Dumnezeu arderi de tot și jertfe de mulțumiri. Când a isprăvit David de adus arderile de tot și jertfele de mulțumiri, a binecuvântat poporul în numele Domnului. Apoi a împărțit tuturor celor din Israel, bărbați și femei, fiecăruia câte o pâine, o bucată de carne și o turtă de stafide. A dat leviților sarcină să facă slujba înaintea chivotului Domnului, să cheme, să laude și să slăvească pe Domnul Dumnezeul lui Israel. Aceștia erau Asaf căpetenia, Zaharia al doilea după el, Yehiel, Shemiramot, Yehiel, Matitia, Eliab, Benaia, Obededom și Yehiel. Ei aveau instrumente de muzică, alăute și arfe, și Asaf suna din țimbale. Preoții Benaia și Yahaziel sunau mereu din trâmbițe înaintea chivotului legământului lui Dumnezeu. În ziua aceea, David a însărcinat pentru întâiași dată pe Asaf și frații săi să vestească laudele Domnului. Lăudați pe Domnul, chemați numele Lui. Faceți cunoscut printre popoare faptele Lui înalte. Cântați, cântați în cinstea Lui. Vorbiți despre toate minunile Lui. Făliți-vă cu numele Lui cel Sfânt. Să se bucure inima celor ce caută pe Domnul. Căutați pe Domnul și sprijinul Lui. Căutați necurmat fața Lui. Aduceți-vă aminte de minunile pe care le-a făcut, de minunile Lui și de judecățile rostite de gura Lui, voi, semânța lui Israel, robul Său, copiii lui Iacov, aleșii Lui. Domnul este Dumnezeul nostru, judecățile Lui se împlinesc pe tot pământul. Aduceți-vă aminte totdeauna de legământul Său, de făgăduințele Lui făcute pentru 1000 de neamuri de oameni.
de legământul pe care l-a făcut cu Avram și de jurământul pe care l-a făcut lui Isaac. El a făcut o lege pentru Iacov, un legământ veșnic pentru Israel, zicând, îți voi da țara Canaanului, ca moștenire care v-a căzut la împărțeală. Ei erau puțini la număr atunci, foarte puțini la număr, și străini în țara aceea. Și mergeau de la un neam la altul și de la o împărăție la un alt popor. Dar el n-a îngăduit nimănui să-i asuprească și a pedepsit împărați din pricina lor, zicând, nu vă atingeți de unșii mei și nu faceți niciun rău prorocilor mei. Cântați Domnului toți locuitorii pământului. Vestiți din zi în zi mântuirea lui. Povestiți printre neamuri slava lui, printre toate popoarele minunile lui. Căci Domnul este mare și foarte vrednic de laudă. El este de temut mai pe sus de toți dumnezeii. Căci toți dumnezeii popoarelor sunt idoli, dar Domnul a făcut cerurile. Măreția și strălucirea sunt înaintea feței lui, tăria și bucuria sunt în locașul lui. Familii de popoare, dați Domnului, dați Domnului slavă și cinste. Dați Domnului slavă pentru numele lui, aduceți daruri și veniți înaintea lui. Închinați-vă înaintea Domnului cu podoabe sfinte, tremurați înaintea lui toți locuitorii pământului. Căci lumea este întărită și nu se clatină. Să se bucure cerurile și să se veselească pământul. Să se spună printre neamuri că Domnul împărățește. Să urle marea cu tot ce este în ea. Câmpia să se veselească împreună cu tot ce este pe ea. Să chiuie copacii din pădure înaintea Domnului, căci El vine să judece pământul. Lăudați pe Domnul căci este bun, căci îndurarea Lui ține în veac. Ziceți, mântuiește-ne, Dumnezeul mântuirii, strânge-ne și scoate-ne din mijlocul neamurilor, ca să lăudăm numele Tău cel Sfânt și să ne punem slava în a Te lăuda. Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel, din veșnicie în veșnicie. Și tot poporul a zis, amin, și lăuda pe Domnul. David a lăsat acolo înaintea chivotului legământului Domnului pe Asaf și pe frații lui, ca să slujească necurmat înaintea chivotului, împlinindu-și datoria zi de zi. A lăsat pe Obed-Edom și pe Hosa cu frații lor în număr de 68, pe Obed-Edom, fiul lui Editun, și pe Hosa ca ușieri. A pus pe preotul Țadoc și pe preoți, frații săi înaintea locașului Domnului, pe înălțimea din Gabaon, ca să aducă necurmat Domnului arder de tot, dimineața și seara, pe altarul arderilor de tot, și să împlinească tot ce este scris în legea Domnului, poruncită lui Israel de Domnul. Cu ei erau Heman și Edutun și ceilalți care fuseseră aleși și numiți pe nume ca să laude pe Domnul, căci îndurarea lui ține în veac. Cu ei erau Heman și Edutun care aveau trâmbițe și țimbale pentru cei ce sunau din ele și instrumente pentru cântări în cinstea lui Dumnezeu. Fiii lui Edutun erau ușieri. Tot poporul s-a dus fiecare la casa lui și David s-a întors să-și binecuvinteze casa. Capitolul 17. Pe când locuia David în casa lui, a zis prorocului Natan, iată, eu locuiesc într-o casă de cedru și chivotul legământului Domnului este într-un cort. Natan a răspuns lui David, fă tot ce-ți spune inima, căci Dumnezeu este cu tine. În noaptea următoare, cuvântul Domnului a vorbit lui Natan, du-te și spune robului meu David, așa vorbește Domnul, nu tu îmi vei zide o casă de locuit. Căci eu n-am locuit într-o casă din ziua când am scos pe Israel din Egipt până în ziua de azi, și am mers din cort în cort și din locaș în locaș. Pretutindeni pe unde am mers cu tot Israelul, am spus eu o vorbă vreunuia din judecătorii lui Israel cărora le poruncisem să pască pe poporul meu. Am zis eu, pentru ce nu-mi zidiți o casă de cedru? Acum să spui robului meu David, așa vorbește Domnul oștirilor. Te-am luat de la pășune, din apoia oilor, ca să fii căpetenia poporului meu Israel. Am fost cu tine pretutindeni pe unde ai mers, am nimicit pe toți vrășmașii tăi dinaintea ta și ți-am făcut nume ca numele celor mari de pe pământ. Am dat o locuință poporului meu Israel și l-am sădit ca să fie statornic acolo și să nu mai fie tulburat, pentru ca cei răi să nu-l mai nimicească așa cum îl nimiceau mai înainte și pe vremea când pusesem judecător peste poporul meu Israel. Am smerit pe toți vrăjmașii tăi și îți vestesc că Domnul îți va zidi o casă. Când ți se vor împlini zilele și când te vei duce la părinții tăi, voi ridica sămânța ta după tine și anume pe unul din fiii tăi
și îi voi întări domnia. El îmi va zidi o casă și îi voi întări pe vecie scaunului de domnie. Eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Și nu voi îndepărta bunătatea mea de la el, cum am îndepărtat-o de la cel dinaintea ta. Îl voi așeza pentru totdeauna în casa mea și în împărăția mea, scaunului de domnie va fi întărit pe vecie. Natan a spus lui David toate aceste cuvinte și toată vedenia aceasta. Și împăratul David s-a dus și s-a înfățișat înaintea Domnului și a zis: Cine sunt eu, Doamne Dumnezeule, și ce este casa mea de mai făcut să ajung unde sunt? Și atâta este puțin lucru înaintea ta, Dumnezeule. Tu vorbești și de casa robului tău pentru vremile viitoare. Și binevoiești să-ți îndrepți privirile asupra mea în felul oamenilor, tu care ești înălțat, Doamne Dumnezeule. Ce ar putea să-ți mai spună David față de slava dată robului tău? Tu cunoști pe robul tău. Doamne, din pricina robului tău și după inima ta, ai făcut aceste lucruri mari și le-ai descoperit. Doamne, nimeni nu este ca tine și nu este alt Dumnezeu afară de tine, după tot ce am auzit cu urechile noastre. Este oare pe pământ un singur popor care să fie ca poporul tău Israel, pe care Dumnezeu a venit să-l răscumpere, ca să facă din el poporul lui, ca să-ți faci un nume și să săvârșești minuni și semne mari, izgonind neamuri dinaintea poporului tău, pe care l-ai răscumpărat din Egipt? Tu ai pus pe poporul tău Israel ca să fie poporul tău pe vecie, și tu, Doamne, te-ai făcut Dumnezeul lui. Acum, Doamne, cuvântul pe care l-ai rostit asupra robului tău și asupra casei lui, să rămână în veac și fă după cuvântul tău. Să rămână pentru ca numele tău să fie slăvit pe vecie și să se spună: Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, este un Dumnezeu pentru Israel. Și casa robului tău David să fie întărită înaintea ta. Căci tu însuți, Dumnezeule, ai descoperit robului tău că îi vei zidi o casă. De aceea a îndrăznit robul tău să se roage înaintea ta. Acum, Doamne, Tu ești adevăratul Dumnezeu și Tu ai vestit harul acesta robului Tău. Binecuvintează dar casa robului Tău ca să rămână pe vecie înaintea Ta. Căci ce binecuvintezi Tu, Doamne, este binecuvântat pentru veșnicie. Capitolul 18. După aceea, David a bătut pe filisteni și a smerit și a luat din mâna filistenilor Gatul și satele lui. A bătut pe moabiți și moabiții au fost supuși lui David și i-au plătit un bir. David a bătut pe Hadarezer, împăratul Țobei, spre Hamat, când s-a dus să-și așeze stăpânirea peste râul Eufratului. David i-a luat 1000 de cară, 7000 de călăreți și 20000 de pedestrași. A tăiat vinele tuturor cailor de trăsuri și n-a păstrat decât 100 de cară. Sirienii din Damasc au venit în ajutorul lui Hadarezer, împăratul Țobei, și David a bătut 22000 de sirieni. David a pus o strajă de oști în Siria Damascului. Și sirienii au fost supuși lui David și i-au plătit un bir. Domnul ocrotea pe David oriunde mergea. Și David a luat scuturile de aur pe care le aveau slujitorii lui Hadarezer și le-a dus la Ierusalim. David a mai luat multă aramă din Tibhat și din Cun, cetățile lui Hadarezer. Solomon a făcut din ea marea de aramă, stâlpii și uneltele de aramă. Tohu, împăratul Hamatului, a auzit că David bătuse toată oștirea lui Hadarezer, împăratul Țobei, și a trimis pe fiul său Hadoram la împăratul David să-i ureze de bine și să-l laude că a luptat împotriva lui Hadarezer și l-a bătut. Căci Tohu era în război cu Hadarezer. A trimis de asemenea tot felul de vase de aur, de argint și de aramă. Împăratul David le-a închinat Domnului împreună cu argintul și aurul pe care îl luase de la toate popoarele de la Edom, de la Moab, de la fiii lui Amon, de la Filisten și de la Amalec. Abishai, fiul Țeruiei, a bătut în Valea Sării 18000 de edomiți. A pus oști de strajă în Edom și tot Edomul a fost supus lui David. Domnul ocrotea pe David ori pe unde mergea. David a domnit peste tot Israelul și făcea judecată și dreptate tot poporului său. Ioab, fiul Țeruiei, era mai mare peste oștire. Iosafat, fiul lui Ahilud, era scriitor. Țadoc, fiul lui Ahitub, și Abimelec, fiul lui Abiatar, erau preoți. Șavșa era logofăt. Benaia, fiul lui Jehoiada, era căpetenia cheretiților și apeletiților.
și fiii lui David erau cei dintâi pe lângă împărat. Capitolul 19. După aceea Nahaș, împăratul fiilor lui Amon, a murit și în locul lui a domnit fiul său. David a zis: voi arăta bunăvoință lui Hanun, fiul lui Nahaș, căci tatălui a arătat bunăvoință față de mine. Și David a trimis Sol să-l mângâie pentru moartea tatălui său. Când au ajuns slujitorii lui David în țara fiilor lui Amon la Hanun ca să-l mângâie, căpeteniile fiilor lui Amon au zis lui Hanun: crezi că David îți trimite oameni să te mângâie ca să cinstească pe tatăl tău? Oare n-au venit slujitorii lui la tine ca să cunoască cetatea și să o nimicească și ca să-i scodească țara? Atunci Hanun a luat pe slujitorii lui David, a pus să-i radă și să le tai hainele pe la mijloc până la brâu. Apoi le-a dat drumul. David, căruia au venit și i-au dat de știre despre cele întâmplate cu oamenii aceștia, a trimis niște oameni înaintea lor, căci li se făcuse mare rușine. Și împăratul a trimis să le spună: rămâneți la Ierihon până vă va crește barba și apoi să vă întoarceți. Fiii lui Amon au văzut că se făcuseră urâți lui David și Hanun și fiii lui Amon au trimis 1000 de talanți de argint să tocmească în slujba lor cară și călăreți de la sirienii din Mesopotamia și de la sirienii din Maaca și din Țoba. Au tocmit 32.000 de cară și pe împăratul din Maaca împreună cu poporul lui, care au venit și au tăbărât înaintea Medebei. Fiii lui Amon s-au strâns din cetățile lor și au mers la luptă. La auzul acestei vești, David a trimis împotriva lor pe Ioab și toată oștirea de oameni viteji. Fiii lui Amon au ieșit și s-au înșirat în linie de bătaie la intrarea cetății. Împărații care veniseră au tăbărât deosebit pe câmp. Ioab a văzut că avea de luptat și înainte și înapoi. A ales atunci din toți voinicii de frunte ai lui Israel o ceată pe care a așezat-o împotriva sirienilor și a pus sub porunca fratelui său Abishai cealaltă parte a poporului ca să țină piept fiilor lui Amon. El a zis: dacă sirienii vor fi mai tari decât mine, să-mi vii tu în ajutor. Și dacă fiii lui Amon vor fi mai tari decât tine, îți voi veni eu în ajutor. Fii tare și să ne îmbărbătăm pentru poporul nostru și pentru cetățile Dumnezeului nostru și Domnul să facă ce va crede. Ioab cu poporul lui a înaintat la luptă împotriva sirienilor și ei au fugit dinaintea lui. Și când au văzut fiii lui Amon că sirienii o luaseră la fugă, au fugit și ei dinaintea lui Abishai, fratele lui Ioab, și s-au întors în cetate. Și Ioab s-a întors la Ierusalim. Sirienii, văzând că fusese răbătuți de Israel, au trimis și au adus pe sirienii care erau de cealaltă parte a râului. Și Șofah, căpetenia oștirii lui Hadarezer, era în fruntea lor. Au dat de știre lui David, care a strâns pe tot Israelul, a trecut Iordanul, a mers împotriva lor și s-a pregătit de luptă împotriva lor. David s-a înșiruit în linie de bătaie împotriva sirienilor. Dar sirienii, după ce se bătuseră cu el, au fugit dinaintea lui Israel. David le-a ucis oamenii de la 7.000 de cară și 40.000 de pedestrași și a omorât pe Șofah, căpetenia oștirii. Slujitorii lui Hadarezer, văzându-se bătuți de Israel, au făcut pace cu David și i s-au supus. Și sirienii n-au vrut să mai ajute pe fiii lui Amon. Capitolul 20. În anul următor, pe vremea când porneau împărații la război, Ioab a pornit în fruntea unei puternice oștiri să pustiască țara fiilor lui Amon și să împresoare Raba. Dar David a rămas la Ierusalim. Ioab a bătut Raba și a nimicit-o. David a luat cununa de pe capul împăratului ei și a găsit-o în greutate de 1 talent de aur. Era împodobită cu pietre scumpe. Au pus-o pe capul lui David, care a luat o mare pradă din cetate. A scos afară pe locuitori și i-a tăiat în bucăți cu fierăstraie, cu securi și cu topoare. Tot așa a făcut tuturor cetăților fiilor lui Amon. David s-a întors la Ierusalim cu tot poporul. După aceea a avut loc o bătălie la Ghezer cu filistenii. Atunci Sibecai, hușatitul, a ucis pe Sipai, unul din copiii lui Rafa. Și filistenii au fost smeriți. A mai fost o bătălie cu filistenii și Elhanan, fiul lui Iair, a ucis pe fratele lui Goliat, Lahmi din Gat, care avea o suliță al cărei mâner era ca un sul de țesut. A mai fost o bătălie la Gat. Acolo a fost un om de statură înaltă,
care avea 6 degete la fiecare mână și la fiecare picior, 24 de toate, și care se trăgea și el din Rafa. El a batjocorit pe Israel și Ionatan, fiul lui Shimea, fratele lui David, l-a ucis. Oamenii aceștia erau dintre copiii lui Rafa la Gat. Ei au pierit uciși de mâna lui David și de mâna slujitorilor lui. Capitolul 21. Satana s-a sculat împotriva lui Israel și a ațățat pe David să facă numărătoarea lui Israel. Și David a zis lui Ioab și căpeteniilor poporului: duceți-vă de faceți numărătoarea lui Israel de la Beersheba până la Dan și spuneți-mi ca să știu la cât se ridică numărul poporului. Ioab a răspuns: Domnul să facă pe poporul lui încă de 100 de ori pe atâta. Împărate, domnul meu, nu sunt ei toți slujitori ai domnului meu? Dar pentru ce cere domnul meu lucrul acesta? Pentru ce să faci pe Israel să păcătuiască astfel? Împăratul a stăruit în porunca pe care o dădea lui Ioab. Și Ioab a plecat și a străbătut tot Israelul. Apoi s-a întors la Ierusalim. Ioab a dat lui David cartea numărătorii poporului. În tot Israelul erau 1000 de mii și 100 de mii de bărbați în stare să scoată sabia, iar în Iuda erau 470 de mii de bărbați în stare să scoată sabia. Între ei n-a numărat și pe Levi și Beniamin, căci porunca împăratului îi se părea o urăciune. Porunca aceasta n-a plăcut lui Dumnezeu, care a lovit pe Israel. Și David a zis lui Dumnezeu: am săvârșit un mare păcat făcând lucrul acesta. Acum iartă fără de legea robului tău, căci am lucrat în totul ca un nebun. Domnul a vorbit astfel lui Gad, văzătorul lui David: du-te și spune lui David, așa vorbește Domnul, îți spun înainte 3 urgii. Alege una din ele și te voi lovi cu ea. Gad s-a dus la David și i-a zis: așa vorbește Domnul, primește sau 3 ani de foamete, sau 3 luni în timpul cărora să fii nimicit de potrivnicii tăi și atins de sabia vrășmașilor tăi, sau 3 zile în timpul cărora sabia Domnului și ciuma să fie în țară, și îngerul Domnului să ducă nimicirea în tot ținutul lui Israel. Vezi acum ce trebuie să răspund celui ce mă trimite. David a răspuns lui Gad: sunt într-o mare strâmtorare. Să cad în mâinile Domnului, căci îndurările lui sunt nemărginite, dar să nu cad în mâinile oamenilor. Domnul a trimis ciuma în Israel și au căzut 70 de mii de oameni din Israel. Dumnezeu a trimis un înger la Ierusalim ca să-l nimicească. Și pe când îl nimicea, Domnul s-a uitat și i-a părut rău de răul acesta. Și a zis îngerului care nimicea: destul, acum trageți mâna înapoi. Îngerul Domnului stătea lângă aria lui Ornan, iebusitul. David a ridicat ochii și a văzut pe îngerul Domnului stând între pământ și cer și ținând în mână sabia scoasă și întoarsă împotriva Ierusalimului. Atunci David și bătrânii, înveliți cu saci, au căzut cu fața la pământ. Și David a zis lui Dumnezeu: oare n-am poruncit eu numărătoarea poporului? Eu am păcătuit și am făcut răul acesta. Dar oile acestea ce-au făcut oare? Doamne Dumnezeul meu, mâna ta să fie dar peste mine și peste casa tatălui meu și să nu piardă pe poporul tău. Îngerul Domnului a spus lui Gad să vorbească lui David, să se suie să ridice un altar Domnului în aria lui Ornan, iebusitul. David s-a suit după cuvântul pe care îl spusese Gad în numele Domnului. Ornan s-a întors și a văzut îngerul și cei 4 fii ai lui s-au ascuns împreună cu el. Trăiera grâul atunci. Când a ajuns David la Ornan, Ornan s-a uitat și a zărit pe David. Apoi a ieșit din arie și s-a închinat înaintea lui David, cu fața la pământ. David a zis lui Ornan: dăm locul ariei să zidesc în el un altar Domnului. Dă-mi-l pe prețul lui în argint, ca să se depărteze urgia deasupra poporului. Ornan a răspuns lui David: ia-l și să facă domnul meu împăratul ce va crede. Iată, eu dau boii pentru arderea de tot, carele în loc de lemne și grâul pentru darul de mâncare, toate le dau. Dar împăratul David a zis lui Ornan: nu, vreau să-l cumpăr pe prețul lui în argint, căci nu voi da domnului ce este al tău și nu voi aduce o ardere de tot care să nu mă coste nimic. Și David a dat lui Ornan 600 de sicli de aur pentru locul ariei.
David a zidit acolo un altar Domnului și a adus arderi de tot și jertfe de mulțumire. A chemat pe Domnul și Domnul i-a răspuns prin foc, care s-a pogorât din cer pe altarul arderii de tot. Atunci Domnul a vorbit îngerului, care și-a vărât iarăși sabia în teacă. Pe vremea aceasta, David, văzând că Domnul îl asculta senaria lui Ornan Iebusitul, aducea jertfe acolo. Dar locașul Domnului, făcut de Moise în pustie, și altarul arderilor de tot, erau atunci pe înălțimea Gabaonului. David nu putea să meargă înaintea acestui altar să caute pe Dumnezeu, pentru că îl înspăimântase sabia îngerului Domnului. Capitolul 22. Și David a zis: aici să fie casa Domnului Dumnezeu și aici să fie altarul arderilor de tot pentru Israel. David a strâns pe străinii din țara lui Israel și a însărcinat pe cioplitorii de piatră să pregătească pietre cioplite pentru zidirea casei lui Dumnezeu. A pregătit și fier din belșug pentru cuiele de la aripile ușilor și pentru scoabe, aram atât de multă încât nu puteau să o numere. Și lemne de cedru fără număr, căci sidonienii și tirienii aduseseră lui David lemne de cedru din belșug. David zicea: fiul meu Solomon este tânăr și plăpând, și casa care va fi zidită Domnului trebuie să fie de mare faimă și slavă în toate țările. De aceea vreau să-i pregătesc cele de trebuință pentru zidirea ei. Și David a făcut mari pregătiri înainte de moarte. David a chemat pe fiul său Solomon și i-a poruncit să zidească o casă Domnului Dumnezeului lui Israel. David a zis lui Solomon: fiul meu, aveam de gând să zidesc o casă numelui Domnului Dumnezeului meu. Dar cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: tu ai vărsat mult sânge și ai făcut mari războaie. De aceea nu vei zidi o casă numelui meu, căci ai vărsat înaintea mea mult sânge pe pământ. Iată că ți se va naște un fiu care va fi un om al odihnei și căruia îi voi da odihnă, izbăvindu-l din mâna tuturor vrășmașilor lui de jur împrejur, căci numele lui va fi Solomon, pace, și voi aduce peste Israel pacea și liniștea în timpul vieții lui. El va zidi o casă numelui meu, el îmi va fi fiu și eu îi voi fi tată. Și voi întări pe vecie scaunul de domnie al împărăției lui în Israel. Acum, fiule, Domnul să fie cu tine ca să propășești și să zidești casa Domnului Dumnezeului tău, cum a spus El despre tine. Numai să-ți dea Domnul înțelepciune și pricepere și să te facă să domnești peste Israel în păzirea legii Domnului Dumnezeului tău. Atunci vei propăși, dacă vei căuta să împlinești legile și poruncile pe care le-a dat lui Moise Domnul pentru Israel. Întărește-te și îmbărbătează-te, nu te teme și nu te spăimânta. Iată, prin străduințele mele am pregătit pentru casa Domnului 100.000 de talanți de aur, 1.000.000 de talanți de argint și o mulțime de aramă și de fier, care nu se poate cântări, căci este foarte mult. Am pregătit de asemenea lemne și pietre și vei mai adăuga și tu. Tu ai la tine un mare număr de lucrători, cioplitori de piatră și tâmplari și oameni îndemânatici în tot felul de lucrări. Aurul, argintul, arama și fierul sunt fără număr. Scoală-te, dar, și lucrează și Domnul să fie cu tine. David a poruncit tuturor căpetenilor lui Israel să vină în ajutor fiului său Solomon, zicând: Domnul Dumnezeul vostru nu este oare cu voi și nu v-a dat El odihnă de toate părțile? Căci a dat în mâinile mele pe locuitorii țării și țara este supusă înaintea Domnului și înaintea poporului său. Puneți-vă acum inima și sufletul să caute pe Domnul Dumnezeul vostru. Sculați-vă și zidiți sfântul locaș al Domnului Dumnezeu, ca să aduceți chivotul legământului Domnului și uneltele închinate lui Dumnezeu în casa care va fi zidită în numele lui Domnului. Capitolul 23. David, fiind bătrân și zătul de zile, a pus pe fiul său Solomon împărat peste Israel. El a strâns pe toate căpeteniile lui Israel, pe preoți și pe leviți. Au făcut numărătoarea leviților de la vârsta de 30 de ani în sus. Socotiți pe cap și pe bărbați, s-au găsit în număr de 38.000. Și David a zis: 24.000 dintre ei să vegheze asupra slujbelor din casa Domnului, 6.000 să fie dregători și judecători, 4.000 să fie portari
și 4.000 să fie însărcinați să laude pe Domnul cu instrumentele pe care le-am făcut ca să-L preamărim. David i-a împărțit încete după fiii lui Levi, Gershon, Kehat și Merari. Din gershoniți, Laedan și Shimei. Fiii lui Laedan, căpetenia Yehiel, Zetam și Ioel, 3. Fiii lui Shimei, Shelomit, Haziel și Haran, 3. Aceștia erau capii caselor părintești ale familiei lui Laedan. Fiii lui Shimei, Iahat, Zina, Ieuș și Beria. Aceștia sunt cei 4 fii ai lui Shimei. Iahat era căpetenia și Zina al doilea. Ieuș și Beria n-au avut mulți fii și au alcătuit o singură casă părintească la numărătoare. Fiii lui Kehat, Amram, Itzehar, Hebron și Uziel, 4. Fiii lui Amram, Aaron și Moise. Aaron a fost pus deoparte să fie sfințit ca preasfânt, el și fiii lui pe vecie, ca să aducă tămâie înaintea Domnului, să-i facă slujba și să binecuvinteze pe vecie în numele lui. Dar fiii lui Moise, omului Dumnezeu, au fost numărați în seminția lui Levi. Fiii lui Moise, Gershom și Eliezer. Fiul lui Gershom, Shebuel, căpetenia. Și fiii lui Eliezer au fost Rehabia, căpetenia. Eliezer n-a avut alt fiu, dar fiii lui Rehabia au fost foarte mulți la număr. Fiul lui Itzehar, Shelomit, căpetenia. Fiul lui Hebron, Ieria, căpetenia. Amaria al doilea, Iahaziel al treilea și Iecameam al patrulea. Fiul lui Uziel, Mica, căpetenia și Ișia al doilea. Fiul lui Merari, Mahli și Muși. Fiul lui Mahli, Eleazar și Chis. Eleazar a murit fără să aibă fii, dar a avut fete pe care le-au luat de neveste fiul lui Chis, fraților. Fiul lui Muși, Mahli, Eder și Eremot, 3. Aceștia sunt fiii lui Levi după casele lor părintești, capii caselor părintești, după numărătoarea făcută numărând numele pe cap. Ei erau întrebuințați în slujba casei Domnului, de la vârsta de 20 de ani în sus. Căci David a zis, Domnul Dumnezeul lui Israel a dat odihnă poporului său și va locui pe vecie la Ierusalim. Și leviții nu vor mai avea să poarte cortul și toate uneltele pentru slujba lui. După cele din urmă porunci ale lui David, numărătoarea fiilor lui Levi s-a făcut de la vârsta de 20 de ani în sus. Puși lângă fiii lui Aaron pentru slujba casei Domnului, ei aveau să îngrijească de curți și de odăi, de curățirea tuturor lucrurilor sfinte, de împlinirea slujbei în casa lui Dumnezeu, de pâinile pentru punerea înaintea Domnului, de floarea de făină pentru darurile de mâncare, de plăcintele fără aluat, de turtele coapte în tigaie și de turtele prăjite, de toate măsurile de încăpere și de lungime. Ei aveau să stea în fiecare dimineață și în fiecare seară ca să laude și să mărească pe Domnul și să aducă neîncetat înaintea Domnului toate arderile de tot Domnului, în zilele de sabat, de lună nouă și de sărbători, după numărul și obiceiurile rânduite. Îngrijau de cortul întâlnirii, de sfântul locaș și de fiul lui Aaron, frații lor, pentru slujba casei Domnului. Capitolul 24. Iată cetele fiilor lui Aaron. Fiii lui Aaron, Nadab, Abihu, Eleazar și Itamar. Nadab și Abihu au murit înaintea tatălui lor, fără să aibă fii. Și Eleazar și Itamar au împlinit slujba de preoți. David a împărțit pe fiii lui Aaron, rânduindu-i după slujba pe care aveau să o facă. Tzadok făcea parte din urmașii lui Eleazar și Ahimelec din urmașii lui Itamar. Printre fiii lui Eleazar s-au găsit mai multe căpetenii decât printre fiii lui Itamar. Și i-au împărțit așa că fiii lui Eleazar aveau 16 căpetenii de case părintești și fiii lui Itamar 8 căpetenii de case părintești. I-au împărțit prin sorți între unii și alții, căci căpeteniile sfântului locaș și căpeteniile lui Dumnezeu erau din fiii lui Eleazar și din fiii lui Itamar. Shemaia fiului Netaneel, scriitorul, din seminția lui Levi, i-a scris înaintea împăratului și mai marilor, înaintea preotului Tzadok și Ahimelec, fiului Abiatar, și înaintea căpeteniilor caselor părintești ale preoților și leviților. Au tras la sorți câte o casă părintească pentru Eleazar și au tras și câte una pentru Itamar. Cel din tâi sorți a ieșit pentru Jehoiarib, al doilea pentru Iedaia, al treilea pentru Harim, al patrulea pentru Seorim, al cincilea pentru Malchia, al șaselea pentru Miyamin, al șaptelea pentru Hakoț,
al 8-lea pentru Abia, al 9-lea pentru Iosua, al 10-lea pentru Șecania, al 11-lea pentru Eliashib, al 12-lea pentru Iachim, al 13-lea pentru Hupa, al 14-lea pentru Yeshebeab, al 15-lea pentru Bilga, al 16-lea pentru Imer, al 17-lea pentru Hezir, al 18-lea pentru Hapițeț, al 19-lea pentru Petahia, al 20-lea pentru Ezechiel, al 21-lea pentru Iachin, al 22-lea pentru Gamul, al 23-lea pentru Delaia, al 24-lea pentru Maazia. Acesta era șirul în care aveau să-și facă slujba ca să intre în casa Domnului după rânduiala pusă de Aaron, tatăl lor, potrivit cu poruncile pe care i le dăduse Domnul, Dumnezeul lui Israel. Iată căpeteniile celorlalți leviți. Din fiii lui Amram, Shubael, din fiii lui Shubael, Yehdia, din Rehabia, din fiii lui Rehabia, căpetenia Ishia, din Ițehariți, Shelomot, din fiii lui Shelomot, Yahat, fiii lui Hebron, Ieria, Amaria, al doilea, Yahaziel, al treilea, Yekameam, al patrulea, fiul lui Uziel, Mica, din fiii lui Mica, Shamir, fratele lui Mica, Ishia, din fiii lui Ishia, Zaharia, fiii lui Merari, Mahli și Muși, și fiii fiului său, Yaazia, fiii lui Merari, ai fiului său, Yaazia, Shoham, Zakur și Ibri, din Mahli, Eleazar, care n-a avut fii, din Chis, fiii lui Chis, Ierahmeel, fiii lui Muși, Mahli, Eder și Yerimot. Aceștia sunt fiii lui Levi, după casele lor părintești. Și ei, ca și frații lor, fiii lui Aaron, au tras la sorți înaintea împăratului David, înaintea lui Tzadok și Ahimelec, și înaintea căpetenilor caselor părintești, ale preoților și leviților, și anume fiecare cap de casă, întocmai ca cel mai mic din frații săi. Capitolul 25. David și căpeteniile oștirii au pus deoparte pentru slujbă pe aceia din fiii lui Asaf, Heman și Yedutun, care proroceau întovărășiți de arfă, de alăută și de chimvale. Și iată numărul celor ce aveau de împlinit lucrarea aceasta. Din fiii lui Asaf, Zakur, Iosif, Netania și Așareela, fiii lui Asaf, sub cârmuirea lui Asaf, care prorocea după poruncile împăratului. Din Yedutun, fiii lui Yedutun, Gedalia, Țeri, Isaia, Hașabia, Matitia și Shimei, șase sub cârmuirea tatălui lor Yedutun, care prorocea cu arfa ca să laude și să mărească pe Domnul. Din Heman, fiii lui Heman, Bukia, Matania, Uziel, Shebuel, Yerimot, Hanania, Hanani, Eliata, Gidalti, Romamti, Ezer, Yoshbekasha, Maloti, Hotir, Mahaziot, toți fiii ai lui Heman, care era văzătorul împăratului, ca să descopere cuvintele lui Dumnezeu și să înalțe puterea lui. Dumnezeu dăduse lui Heman 14 fii și 3 fete. Toți aceștia erau sub cârmuirea părinților lor pentru cântarea în casa Domnului și aveau chinvale, alăute și arfe pentru slujba casei lui Dumnezeu. Asaf, Yedutun și Heman lucrau sub poruncile împăratului. Erau un număr de 288, cuprinzându-se în acest număr și fraților deprinși la cântarea Domnului, toți cei ce erau meșteri. Au tras la sorți pentru slujbele lor mici și mari, învățători și ucenici. Cel din tâi sorți ieșit a fost din Asaf, pentru Iosif, al doilea pentru Gedalia, el, frații și fiii lui, 12. Al treilea Zakur, fiii și frații săi, 12. Al patrulea pentru Ițeri, fiii și frații săi, 12. Al cincilea pentru Netania, fiii săi și frații săi, 12. Al șaselea pentru Bukia, fiii și frații săi, 12. Al șaptelea pentru Yesareela, fiii și frații săi, 12. Al optulea pentru Isaia, fiii și frații săi, 12. Al nouălea pentru Matania, fiii și frații săi, 12. Al zecelea pentru Shimei, fiii și frații săi, 12. Al 11-lea pentru Azareel, fiii și frații săi, 12. Al 12-lea pentru Hașabia, fiii și frații săi, 12. Al 13-lea pentru Shubael, fiii și frații săi, 12. Al 14-lea pentru Matitia, fiii și frații săi, 12. Al 15-lea pentru Yeremot, fiii și frații săi, 12.
Al 16-lea pentru Hanania, fiii și frații săi, 12. Al 17-lea pentru Ioșbecașa, fiii și frații săi, 12. Al 18-lea pentru Hanani, fiii și frații săi, 12. Al 19-lea pentru Maloti, fiii și frații săi, 12. Al 20-lea pentru Eliata, fiii și frații săi, 12. Al 21-lea pentru Hotir, fiii și frații săi, 12. Al 22-lea pentru Ghidalti, fiii și frații săi, 12. Al 23-lea pentru Mahaziot, fiii și frații săi, 12. Al 24-lea pentru Romamti Ezer, fiii și frații săi, 12. Capitolul 26. Iată cetele ușierilor. Din Coreiți, Meșelemia, fiul lui Core, dintre fiii lui Asaf. Fiii lui Meșelemia, Zaharia întâiul născut, Ediael al doilea, Zebadia al treilea, Iatniel al patrulea, Elam al cincilea, Iohanan al șaselea, Elioenai al șaptelea. Fiii lui Obededom, Shemaia întâiul născut, Iozabad al doilea, Ioah al treilea, Sacar al patrulea, Netaneel al cincilea, Amiel al șaselea, Isahar al șaptelea, Peultai al optulea, căci Dumnezeul binecuvântase. Fiului său Shemaia i s-au născut fii care au stăpânit în casa tatălui lor, căci erau oameni viteji. Fiii lui Shemaia, Otni, Refael, Obed, Elzabad și frații săi, oameni viteji, Elihu și Semaia. Toți aceștia erau fiii lui Obededom, ei fiii și frații lor. Erau oameni plini de vlagă și de putere pentru slujbă, 62 de-ai lui Obededom. Fiii și frații lui Meșelemia, oameni viteji, erau număr de 18. Din fiii lui Merari, Hosa, care avea ca fii pe Shimri, căpetenia, pus căpetenii de tatăl său, măcar că nu era el întâiul născut. Hilchia al doilea, Tebalia al treilea, Zaharia al patrulea, toți fiii și frații lui Hosa erau un număr de 13. Acestor cete de ușieri, căpeteniilor acestor oameni și fraților lor, a fost încredințată paza pentru slujba casei Domnului. Au tras la sorți pentru fiecare ușă, mici și mari, după casele lor părintești. Sorțul a căzut pe Shelemia pentru partea de răsărit. Au tras la sorți pentru fiul său Zaharia, care era un sfetnic înțelept, și i-a căzut la sorți partea de miază noapte. Partea de miază zi a căzut lui Obed Edom, iar casa magaziilor a căzut fiilor săi. Partea de apus a căzut lui Shupim și lui Hosa, cu ușa Shalechet, pe drumul care suia sus. O strajă era în fața alteia. La răsărit erau 6 leviți, la miază noapte 4 pe zi, la miază zi 4 pe zi și 4 la magazii, câte 2 în 2 locuri deosebite. Spre Mahala la apus, 4 spre drum, 2 spre Mahala. Acestea sunt cetele ușierilor, dintre fiii coreiților și dintre fiii lui Merari. Unul din leviți, Ahia, avea grija visteriilor casei lui Dumnezeu și visteriilor lucrurilor sfinte. Dintre fiii lui Laedan, fiii gherșoniților ieșiți din Laedan, căpeteniile caselor părintești ale lui Laedan, gherșonitul erau, Yehieli și fiii lui Yehieli, Zetam și fratele său Ioel, care păzeau visteriile casei Domnului. Dintre amramiți, ițehariți, hebroniți și uzieliți, era Shebuel, fiul lui Gershom, fiul lui Moise, care îngrija de visterii. Dintre frații lui ieșiți din Eliezer, al cărui fiu a fost Rehabia, al cărui fiu a fost Isaia, al cărui fiu a fost Ioram, al cărui fiu a fost Zicri, al cărui fiu a fost Shelomit. Erau Shelomit și frații săi care păzeau toate visteriile lucrurilor sfinte, pe care le închinaseră împăratul David, capii caselor părintești, căpeteniile peste mii și sute și căpeteniile oștirii, le închinaseră din prada luată la război pentru întreținerea casei Domnului. Tot ce fusese închinat de Samuel, văzătorul, de Saul, fiul lui Chis, de Abner, fiul lui Ner, de Ioab, fiul Țeruiei, toate lucrurile închinate erau sub paza lui Shelomit și a fraților săi. Dintre ițehariți, Chenania și frații săi erau întrebuințați pentru treburile de afară ca dregători și judecători în Israel. Dintre hebroniți, Hașabia și frații săi, oameni viteji, în număr de 1700, aveau privegherea asupra lui Israel, dincoace de Iordan, la apus pentru toate treburile Domnului și pentru slujba împăratului.
În ce privește pe hebroniți, a căror căpetenie era Ieria, s-au făcut în al 40-lea an al domniei lui David cercetări cu privire la ei, după spițele lor de neam și după casele lor părintești, și s-au găsit între ei la Iaezer în Galaad oameni viteji. Frații lui Ieria, oameni viteji, erau în număr de 2700 cap de case părintești. Împăratul David i-a pus peste rubeniți, peste gadiți și peste jumătatea seminției lui Mănase, pentru toate treburile lui Dumnezeu și pentru treburile împăratului. Capitolul 27. Aceștia sunt copiii lui Israel după numărul lor, capii caselor părintești, căpeteniile peste mii și peste sute, și slujbași în slujba împăratului pentru tot ce privea șirul cetelor, sosirea și plecarea lor, lună după lună, în toate lunile anului. Fiecare ceată era de 24.000 de oameni. În fruntea celei din tâi cete, pentru luna întâi era Iașobeam, fiul lui Zabdiel, și avea o ceată de 24.000 de oameni. El era din fiul lui Pereț și era capul tuturor căpeteniilor oștiri în luna întâi. În fruntea cetei din luna a doua era Dodai, Ahohitul. Miclot era unul din capii cetei sale. El avea o ceată de 24.000 de oameni. Capul cetei a treia, pentru luna a treia era Benaia, fiul preotului Jehoiada, capul. Și el avea o ceată de 24.000 de oameni. Acest Benaia era un viteaz dintre cei 30 și în fruntea celor 30. Fiul său, Amizadab, era una din căpeteniile cetei sale. Al patrulea, pentru luna a patra, era Asael, fratele lui Ioab, și după el fiul său Zebadia. El avea o ceată de 24.000 de oameni. Al cincilea, pentru luna a cincea, era căpetenia Shamehut, Izrahitul. El avea o ceată de 24.000 de oameni. Al șaselea, pentru luna a șasea, era Ira, fiul lui Icheș, Tecoitul. El avea o ceată de 24.000 de oameni. Al șaptelea, pentru luna a șaptea, era Heleț, Pelonitul, din fiul lui Efraim. El avea o ceată de 20.000 de oameni. Al optulea, pentru luna a opta, era Sibecai, Hușatitul, din familia Zerahiților. El avea o ceată de 24.000 de oameni. Al nouălea, pentru luna a noua, era Abiezer din Anatot, din Beniamiți. El avea o ceată de 24.000 de oameni. Al zecelea, pentru luna a zecea, era Maharai din Netofa, din familia Zerahiților. El avea o ceată de 24.000 de oameni. Al unsprezecelea, pentru luna a unsprezecea, era Benaia din Piraton, din fiul lui Efraim. El avea o ceată de 24.000 de oameni. Al doisprezecelea, pentru luna a douăsprezecea, era Heldai din Netofa, din familia lui Otniel. El avea o ceată de 24.000 de oameni. Iată capii semințiilor lui Israel. Capul rubeniților, Eliezer, fiul lui Zicri, al simeoniților, Șefatia, fiul lui Maaca, al leviților, Hașabia, fiul lui Chemuel, al familiei lui Aaron, Tzadok, al lui Iuda, Elihu, din frații lui David, al lui Isahar, Omri, fiul lui Micael, al lui Zabulon, Ișemaia, fiul lui Obadia, al lui Neftali, Ierimot, fiul lui Azriel, al fiilor lui Efraim, Hosea, fiul lui Azazia, al jumătății seminției lui Mănase, Ioiel, fiul lui Pedaia, al jumătății seminției lui Mănase din Galaad, Ido, fiul lui Zaharia, al lui Beniamin, Iaasiel, fiul lui Abner, al lui Dan, Azareel, fiul lui Ieroham. Aceștia sunt capii semințiilor lui Israel. David n-a făcut numărătoarea celor în vârstă de la 20 de ani în jos din Israel, căci Domnul făgăduise că va înmulți pe Israel castelele cerului. Ioab, fiul Țeruiei, începuse numărătoarea, dar n-a isprăvit-o, căci Domnul semâniase pe Israel din pricina acestei numărători, care n-a fost trecută în cronicile împăratului David. Azmavet, fiul lui Adiel, era pus peste visteriile împăratului. Ionatan, fiul lui Ozia, peste merindele din ogoare, cetăți, sate și turnuri. Ezri, fiul lui Chelub, peste lucrătorii de la țară care lucrau pământul. Shimei din Rama, peste vii. Zabdi din Șefam, peste pivnițele cu vin din vii. Baal Hanan din Gheder, peste măslin și sicomori în câmpie. Ioaș, peste magaziile de unde lemn. Și Trai din Saron, peste boii care pășteau în Saron. Șafat, fiul lui Adlai, peste boii din văi. Obil, ismaelitul, peste cămile.
Iehdia din Meronot, peste măgărițe, Iaziz, hagarenitul, peste oi. Toți aceștia erau îngrijitori puși peste averile împăratului David. Ionatan, unchiul lui David, era sfetnic, om cu minte și învățat. Iehiel, fiul lui Hacmoni, era lângă fiii împăratului. Ahitofel era sfetnicul împăratului. Hușai, architul, era prietenul împăratului. După Ahitofel au fost sfetnici Jehoiada, fiul lui Benaia, și Abiatar. Ioab era căpetenia oștirii împăratului. Capitolul 28. David a chemat la Ierusalim toate căpeteniile lui Israel, căpeteniile semințiilor, căpeteniile cetelor din slujba împăratului, căpeteniile peste mii și căpeteniile peste sute, pe cei mai mari peste toate averile și turmele împăratului și ale fiilor săi, pe dregători, pe viteji și pe toți voinicii. Împăratul David s-a sculat în picioare și a zis: Ascultați-mă, fraților și poporul meu! Aveam de gând să zidesc o casă de odihnă pentru chivotul legământului Domnului și pentru așternutul picioarelor Dumnezeului nostru. Și mă pregăteam să o zidesc. Dar Dumnezeu mi-a zis: Să nu zidești o casă numelui meu, căci ești un om de război și ai vărsat sânge. Domnul Dumnezeul lui Israel m-a ales din toată casa tatălui meu, pentru ca să fiu împărat al lui Israel pe vecie. Căci pe Iuda l-a ales căpetenie, casa tatălui meu a ales-o din casa lui Iuda, și dintre fiii tatălui meu pe mine m-a pus să domnesc peste tot Israelul. Dintre toți fiii mei, căci Domnul mi-a dat mulți fii, a ales pe fiul meu Solomon ca să-l pună pe scaunul de domnie al împărăției Domnului peste Israel. El mi-a zis: Fiul tău Solomon îmi va zidi casa și curțile, căci l-am ales ca fiul al meu și îi voi fi tată. Îi voi întări împărăția pe vecie, dacă se va ținea, ca astăzi, de împlinirea poruncilor și rânduielilor mele. Acum, înaintea întregului Israel, înaintea adunării Domnului și în fața Dumnezeului nostru care vă aude, păziți și puneți-vă la inimă toate poruncile Domnului Dumnezeului vostru, ca să stăpâniți această bună țară și să o lăsați de moștenire fiilor voștri după voi pe vecie. Și tu, fiule Solomone, cunoaște pe Dumnezeul tatălui tău și slujește-i cu toată inima și cu un suflet binevoitor, căci Domnul cercetează toate inimile și pătrunde toate închipuirile și toate gândurile. Dacă îl vei căuta, se va lăsa găsit de tine, dar dacă îl vei părăsi, te va lepăda și el pe vecie. Vezi acum că Domnul te-a ales ca să zidești o casă care să-i slujească de locaș sfânt. Întărește-te și lucrează. David a dat fiului său Solomon chipul prispei și clădirilor, odăilor vistieriei, odăilor de sus, odăilor din lăuntru și al odăii pentru scaunul îndurării. I-a dat planul a tot ce avea în minte cu privire la curțile casei Domnului și toate odăile de jur împrejur pentru vistieriile casei lui Dumnezeu și vistieriile sfântului locaș, și cu privire la cetele preoților și leviților, la tot ce privea slujba casei Domnului și la toate uneltele pentru slujba casei Domnului. I-a dat chipul uneltelor de aur, cu greutatea celor ce trebuiau să fie de aur pentru toate uneltele fiecărei slujbe, și chipul tuturor uneltelor de argint, cu greutatea lor, pentru toate uneltele fiecărei slujbe. A dat greutatea sfeșnicelor de aur și a candelelor lor de aur, cu greutatea fiecărui sfeșnic și a candelelor lui, și greutatea sfeșnicelor de argint, cu greutatea fiecărui sfeșnic și a candelelor lui, după întrebuințarea fiecărui sfeșnic. I-a dat greutatea de aur pentru mesele pâinilor pentru punerea înainte, pentru fiecare masă, și greutatea de argint pentru mesele de argint. I-a dat chipul furculițelor, ligenelor și ceștilor de aur curat, chipul potirelor de aur cu greutatea fiecărui potir și a potirelor de argint cu greutatea fiecărui potir, și chipul altarului tămâii în aur curățit cu greutatea lui. I-a mai dat și chipul carului heruvimilor de aur, care își întind aripile și acopăr chivotul legământului Domnului. Toate acestea, a zis David, toate lucrările izvodului acestuia, mi le-a făcut cunoscut Domnul, însemnându-le înscris cu mâna lui. David a zis fiului său Solomon: Întărește-te, îmbărbătează-te și lucrează. Nu te teme și nu te spăimânta, căci Domnul Dumnezeu, Dumnezeul meu, va fi cu tine. El nu te va lăsa, nici nu te va părăsi, până se va isprăvi toată lucrarea pentru slujba casei Domnului.
Iată, ai lângă tine cetele preoților și leviților pentru toată slujba casei lui Dumnezeu. Și iată că ai lângă tine pentru toată lucrarea, toți oamenii binevoitori și îndemânatici, în tot felul de lucrări, și căpeteniile și tot poporul, supuși la toate poruncile tale. Capitolul 29. Împăratul David a zis întregei adunări: Fiul meu Solomon, singurul pe care l-a ales Dumnezeu, este tânăr și plăpând, și lucrarea este însemnată. Căci casa aceasta nu este pentru un om, ci este pentru Domnul Dumnezeu. Mi-am întrebuințat toate puterile să pregătesc pentru casa Dumnezeului meu aur pentru ceea ce trebuie să fie de aur, argint pentru ceea ce trebuie să fie de argint, aramă pentru ceea ce trebuie să fie de aramă, fier pentru ceea ce trebuie să fie de fier, și lemn pentru ceea ce trebuie să fie de lemn, pietre de onix și pietre scumpe de legat, pietre strălucitoare și de felurite culori, tot felul de pietre scumpe și marmură albă multă. Mai mult, în dragostea mea pentru casa Dumnezeului meu, dau casei Dumnezeului meu aurul și argintul pe care îl am, afară de tot ce am pregătit pentru casa Sfântului Locaș. 3.000 de talanți de aur, de aur de ofir, și 7.000 de talanți de argint curățit pentru îmbrăcarea pereților clădirilor. Aurul pentru ceea ce trebuie să fie de aur și argintul pentru ceea ce trebuie să fie de argint, și pentru toate lucrările pe care le vor face lucrătorii. Cine vrea să-și mai aducă de bunăvoie astăzi darurile înaintea Domnului? Căpeteniile caselor părintești, căpeteniile seminților lui Israel, căpeteniile peste mii și peste sute și îngrijitorii averii împăratului au adus daruri de bunăvoie. Au dat pentru slujba casei lui Dumnezeu 5.000 de talanți de aur, 10.000 de darici, 10.000 de talanți de argint, 18.000 de talanți de aramă și 100.000 de talanți de fier. Cei ce aveau pietre scumpe le-au dat pentru visăria casei Domnului în mâinile lui Yehiel, gherșonitul. Poporul s-a bucurat de darurile lor de bunăvoie, căci le dădeau cu dragă inimă Domnului. Și împăratul David de asemenea s-a bucurat mult. David a binecuvântat pe Domnul în fața întregei adunări. El a zis: Binecuvântat să fii Tu din veac în veac, Doamne, Dumnezeul părintelui nostru Israel. A Ta este, Doamne, mărirea, puterea și măreția, veșnicia și slava, căci tot ce este în cer și pe pământ este al Tău. A Ta, Doamne, este domnia, căci Tu te înalți ca un stăpân mai pe sus de orice. De la Tine vine bogăția și slava, Tu stăpânești peste tot. În mâna Ta este tăria și puterea și mâna Ta poate să mărească și să întărească toate lucrurile. Acum, Dumnezeul nostru, Te lăudăm și preamărim numele Tău cel slăvit. Căci ce sunt eu și ce este poporul meu ca să putem să-Ți aducem daruri de bunăvoie? Totul vine de la Tine și din mâna Ta primim ce-Ți aducem. Înaintea Ta noi suntem niște străini și locuitori, ca toți părinții noștri. Zilele noastre pe pământ sunt ca umbra și fără nicio nădejde. Doamne, Dumnezeul nostru, din mâna Ta vin toate aceste bogății pe care le-am pregătit ca să-Ți zidim o casă Ție, numelui Tău cel Sfânt, și ale Tale sunt toate. Știu, Dumnezeule, că Tu cercetezi inima și că iubești curăția de inimă. De aceea Ți-am adus toate aceste daruri de bunăvoie în curăția inimii mele și am văzut acum cu bucurie pe poporul Tău care se află aici, aducându-Ți de bunăvoie darurile Lui. Doamne, Dumnezeul părinților noștri, Avraam, Isaac și Israel, ține totdeauna în inima poporului Tău aceste porniri și aceste gânduri și întărește-i inima în Tine. Dă fiului meu Solomon o inimă bună, ca să păzească poruncile Tale, învățăturile Tale și legile Tale, ca să împlinească toate aceste lucruri și să zidească el casa pentru care am făcut pregătiri. David a zis întregei adunări: Binecuvântați pe Domnul Dumnezeul vostru! Și toată adunarea a binecuvântat pe Domnul Dumnezeul părinților lor. Ei s-au plecat și s-au închinat înaintea Domnului și înaintea împăratului. A doua zi după aceasta au adus ca jertfă și ardere de tot Domnului 1.000 de viței, 1.000 de berbeci și 1.000 de miei, împreună cu jertfele de băuturi obișnuite și alte jertfe în mare număr pentru tot Israelul. Au mâncat și au băut în ziua aceea înaintea Domnului cu mare bucurie. Au făcut a doua oară împărat pe Solomon, fiul lui David, l-au uns înaintea Domnului ca domn și au uns pe Țadoc ca preot.
Solomon a șezut pe scaunul de domnie al Domnului, ca împărat în locul tatălui său David. El a propășit și tot Israelul l-a ascultat. Toate căpeteniile și vitejii și chiar toți fiii împăratului David s-au supus împăratului Solomon. Domnul a înălțat tot mai mult pe Solomon, sub ochii întregului Israel, și i-a făcut domnia mai strălucită decât a fost a oricărui împărat al lui Israel înaintea lui. David, fiul lui Isai, a domnit peste tot Israelul. Vremea cât a domnit peste Israel a fost de 40 de ani. La Hebron a domnit 7 ani și la Ierusalim a domnit 33 de ani. A murit la o bătrânețe fericită, sătul de zile, de bogăție și de slavă. Și în locul lui a domnit fiul său Solomon. Faptele împăratului David, cele din tâi și cele de pe urmă, sunt scrise în cartea lui Samuel, văzătorul, și în cartea prorocului Natan, și în cartea prorocului Gad, împreună cu toată domnia și toate isprăvile lui, precum și ce s-a petrecut pe vremea lui, fie în Israel, fie în toate împărățiile celorlalte țări. Aici se încheie cartea întâi a cronicilor.